Parcă lipsește ceva. A! Exact! I-auz la nebuna, hai taeta, ta-la-la-la, mândra cu fustă nouă, hai taeta-la-la, i-auz râul, oi trece râul. Hai că mai aveam foarte puțin și mă deshidratam de dor. Scuze dacă pentru unii e prea de dimineață. așa e tradiția. Ce să-i faci? Hai mă, hai noroc! Doamne ajută! Bine ne-am găsit! Hai noroc, sănătate! Doamne ajută că așa fac oamenii buni. Încep cu veselie de luni, mă, ca să țină toată săptămâna exact veselia asta. Mă bucur foarte tare să redeschidem Căminul Cultural. Doamne, ce dor a fost de el. Da, noi. <laughs> să știi că și celor care ne privesc le-a fost dor, tot întrebat când e următorul episod, când e următorul episod. Foarte simplu. Acum e următorul <laughs> episod. Uite că am revenit în formura consacrată cu cele două gazde. Bogdan Mihai Simion, doctor în litere și lăutărie, așa cum îmi place mie să spun. Și Andi Moisescu, norocosul de la această întâlnire, de la această tripletă de astăzi. Și avem în sfârșit, s-a împlinit minunea. Exact, s-a împlinit, împlinit minunea. minunea da. Te rog, Bogdane, că tu ești uh, uh, Eu o să spun așa, tot cine îi privește alea câteva fire sure din barbă, nu, a, asta ar înlătura pe vecie ideea că cineva ar mai râde că ar fi prezentat așa cum a fost prezentat la vârsta de șase ani bunicul lui Tony Ordache. Dar mie mi-a plăcut <laughs> foarte mult prezentarea asta de la teatru de revistă, mai ales că de ce creștea copilul, Așa devenea mai îndemânate cu ciocanele și mai curajos cu ciocanele, mai ales că era fala casei Iordache. Acum, mă gândesc că trebuie să fi fost și teribil de complicat să ai un asemenea tată, nu? Tony Iordache a fost întotdeauna iubit și invidiat, uneori, deseori, în proporții egale, îndrăznesc să spun, de majoritatea lăutarilor de oraș de la jumatea veacului al 20 lea când era adolescent a început să le ia toate nunțile Aia era problema, de fapt Unii mai cârteau că e lacom Dar toți recunoșteau că are mir de la Dumnezeu Așa am auzit și acum și în vecii vecilor Și când a început să concerteze mai mult prin străinătate S-au bucurat că era loc de alți timbaliști Ca să poată să meargă să cânte și ei cu țambalele Dar când revenea la aeroport Era așteptat de florari Cu mașinile negre Coborat din avion în costumul alb impecabil, cu papionul la uriaș, era luat pe brațe, urcat în mașină și cocoțat direct din Japonia sau din America la nuntă neicule. Mama, adică direct, așa era. mai ușor cu Hariano și cu Bela Bartok Păscări să cântăm și noi o ascultare, <laughs> să se bucure și bucureștenii noștri. Bun venit Leonard Iordache, o bucurie să te avem alături. Vă mulțumesc mult că m-ați invitat în emisiunea dumneavoastră și am urmărit și celelalte emisiuni și mi-a fost drag. Majoritatea colegilor mei chiar spun că vor să vină la dumneavoastră invitații îi așteptăm cu drag. Abia îi așteptăm. Îi așteptăm și, cu drag. Și să vă sigur. spun, și sperăm să fie cât mai multă audiență și să înceapă să revină iar la normal totul. La normalitate. Aș, asta ne dorim și da. noi, asta ne dorim și noi. Și încercăm să impulsionăm puțin, inclusiv din punct de vedere muzical, ar putea reveni un pic la normal, pentru că trebuie să recupereze un pic și lăutăria veche, dacă mi se permite. Și orice a fost standardizat, poate fi și destandardizat, <laughs> numai că e muncă de trei ori mai multă. sigur, sigur că da, sigur că da. Mare bucurie să vă avem aici, v-am tot pomenit practic emisiune de emisiune, era și greu să nu vă pomenim pentru că de fiecare dată se ajungea cumva inevitabil la Tony Ordache și de la Tony Ordache imediat ne aduceam aminte la că Leonardi Leonardo da, a rămas și a dus mai departe povestea tot așa la un, la un nivel extraordinar de emoție pe care sunt sigur că o să-l simțim și în seara asta de fiecare dată când veți atinge țambalul ăsta minunat care trebuie să spun din start că... E, e o piesă în sine, de o frumusețe. Nu știu, ce, ce fel de țambalie? Este un Bohac Laieuș de, de colecție din 1967, seria 705. Primit, că la mașini. Da, da, da. da. L-am primit cadou de la un elev de-al meu. De la un elev, mă, ce frumos. Pe care l-am ajutat când era mic, și a ajuns undeva bine, și a vrut să-mi rec... să... -so ofere S -s 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 ceva. să ofere ceva, în schimb că l-am ajutat când era mic. Doamne, ce o frumos! E recunoștință! Elevul tot, elev la țambal? La țambal, da. L-ați învățat să cânte la țambal? Da. Puteți să ne spuneți cine e sau e. Da, se numește Darie. E un băiat care a stat foarte mult prin Norvegia, i-a ajutat Dumnezeu să cânte și să producă și să câștige bani pentru familia lui. Și tu, cu ocazia asta a vrut să-mi facă și mie. Ce un, un cadou. El cântă în afară acum? Da, foarte mult stă pe afară și e foarte iubit de lume. Unde cântă e, e ok. Deci, Dena Leonard, nu numai că ați preluat stafeta, o și duceți mai departe, adică deja formați alți țambaliști, da? Da, am încercat și acum cred că o să începă chestia asta. Vreau să arăt, să -s deschid o. Un fel de școală, fel o, de clasă. școală o clasă da? de țambal. Da? De, am avut uh, o promisiune în Germania, trebuia să merg la Academia de Künste. da. Și a venit pandemia și aveam elevi din Olanda, din Germania, din Cehia și a căzut cu pandemia, nu s-a mai putut face nimic. Așteptăm pe viitor. Acum eu știu că s-ar putea să sune pompos asta, știi când spune că am avut o ofertă de la o Academie din Germania? Dar să nu uităm că... Leonardo vine cu pedigri. Vine cu pedigri și Leonardo a fost crescut cu bona germană. Exact, exact așa, exact așa, da. Eu la asta mă gândeam, când am ajuns în cartier, când ne-am văzut noi ultima oară, Uh, m-am întors acasă și am căutat niște fotografii cu cartierul din anii 60 și blocurile arată la fel, sau un puțin acopaci, e adevărat, nu prea mai sunt arbori prin cartier, dar blocurile arată la fel și mă gândeam eu așa când am plecat de la Leonard de acasă, măi, dar avea blocurile astea gură să strige la noi, să ne spună cum era fluierat pe la balcon. A venit Tony, a venit Tony și mi-l imaginam pe Leonard Mititel la fotbal cu gașca de copii la șase și a tati a fost în Japonia, tati a fost în Statele Unite Unite, amici. Îi amici, probabil că dacă nu îi confirma buletinul de știri de la televiziune, poate nici n-ar fi crezut. Hai mă, că s-a dus tai, că în Japonia nu, și... venea no, cu... Le la Și eu împărțeam cu toți copiii, tot ce mi-a mi aducea <laughs> da. tata, eu împărțeam cu colegii vecinii din bloc, cu copiii. Iar cu... eram foarte bun prieten. Și... Le făceam și lor bucurii, având și eu bucuria sufletească, suflete, vă dați seama. Acum, pentru cei care sunt mici de vârsta la care erați atunci, poate că lor le vine mai greu să înțeleagă. Dar pe vremeaia în România nu exista gumă de mestecat. Banane, nu existau nici dulciuri. Baroc, era ceva... Banane, ananas, cutii de cola, gumă de mestecat. Deci era, era ceva. Asta era absolut rarități. Dar, da, rarități. da, da. Mai apăreau așa de sărbători, dar era o chestiune foarte rară la care se ajungea foarte greu și copiii erau pur și simplu. Și ei, copii cum sunt și în ziua de da, azi, bucurau la o ciocolată, la. Eu am împărțit totul, am împărțit tot cu, cu, cu copiii. -am, nu, totdeauna am vrut să fie toți mulțumiți. Și... Practic, tata pleca în uh, turneele astea de când, de când vă știți, nu? Sau... Da, l-am prins foarte greu acasă. Da. Era o surpriză când îl vedem. <laughs> și când apuca să-mi arate, stătea în altă cameră și îmi spunea, vezi că mâna dreaptă nu-i bine, mâna stângă nu-i bine. Era foarte obosit, fără să vă vadă. Normal. Nu, auzea mâinile, că nu da. era, e, egalitatea mâini nu era formată și știa cu ce mână lovești, știa tot și mi arătau un pic și formă să o digne. Plus că în țară tot așa avea un program infernal. Păi cum zice Bogdan, deci tu nu exagerai acum când spuneai că l-așteptau la aeroport, îl pe sus de și îl duceau loc. de... Și mai mult decât atât, noi când vorbim de copilăria lui Leonard, e o metaforă. Nici Leonard n-a avut prea mare copilărie, pentru că de la o anumită vârstă destul de fragedă, în adolescența da. timpurie... Am început să studiez. Și au da. cam început să vină avansurile cu șase luni de zile înainte, să cam treburile, treburile cu nu șase nu luni de zile înainte, cu opt luni de zile înainte. Cât de copil să fii la 14 ani când tu totuși ești arvunit pe următoarele șase luni sâmbătă de sâmbătă? Adică eu la asta mă când ești mititel, după care a descoperit el o să-și noteze în agenda că sunt datele ocupate, deși nu erau. Ele erau zilele bine meritate de somn. Am cântare la nenea Ionel, la nenea Cornel. Nu era niciun Cornel și da, Ionel, afet, dar uite, nu domne, nu sunt nume, ocupat. Așa Nume făceați? de cod ca să știm că suntem liberi și putem să ieșim pe afară sau să ne odihnim. Cât că... ani aveați atunci din Leonard? Ai, aveam de la 18 ani în sus, am început să fiu foarte solicitat și nu mai puteam să facem față că veneau foarte mulți prieteni și obligatoriu trebuia să ne ducem la ei. Și atunci găseam o anumită portiță ca să putem să evadăm, să scăpăm de ei. Și soluția era, hai domnule că te plătim dublu, nu, hai domnule că te plătim nu, triplu, nu, hai domnule că începeau, începea toată această zgândăreală pe subiectul ăsta și la un moment de dat... Insistau. La un moment dat, tot... Cel mai bine eu așa am simțit, că tu cel mai bine te-ai simțit pe scenă, cu spotul de lumină deasupra capului. E Acolo era o treabă separată de casă, de familie, de tot ce se întâmpla, de prieteni, de gașcă, de whatever. Acolo, scena și jocul cu corzile metalice care s-a văzut din, din născare, practic. Na, totuși, venea pe o liniatură Super. importantă. Dar înțeleg că la început a fost vioară. Da, am vrut să cânt tata, a vrut să cânt cu vioara ca să nu mă chinui cu țambalul, că a zis nu vreau să te chinui că e foarte greu, pune mâna pe un instrument care o să stai în față. Ce frumos, mă! Ce frumos, mă! A fi părinții, părinții da. care țin la copii și își doresc tot ce e mai bun și pentru ei. Și asta fiind la preșcolar și când a venit acasă eu am întors vioara în invers și am cântat cu ciocănările pe ea și am rupt gâtul la vioară și a zis treaba ta o să te chinui, pune-mi mâna pe țambal și am pus mâna pe țambal. La Ce vă închipuiți atunci? 5 ani. ani. Deci, tu ți-l închipui la 5 da, ani? Da. El studia vioara oricum, mi se pare un instrument no, foarte, foarte complicat. Foarte greu. Foarte oribil, greu. Oribil, oribil. Am făcut și eu câțiva ani și. Dar era, ăsta era instrumentul la care studiau pe vremuri toți băieții, era un fel de must have nu. Da, să da, folosesc da, da, da. terminologia de astăzi. Piano era de fete. Piano era <laughs> pentru fete și vioara era pentru băieți, da, adică dacă erai un da, băiat dintr o franceză, familie pianu. educată, pentru exact, fete exact. educate pentru, da, da, da și vioara da. era pentru și pentru oameni care trebuia să stea în sigur, față. Să... Sigur. Eu acum vin să întreb, oare tăticul nu s-o fi gândit și cum se gândea ori la orice familie de muzicieni să fie instrumente diverse Diferite, da, Cum să, putem să cânte băiatul cu vioara? Și... Tata mare la ce cânta? Bunicul meu cânta cu vioara și bunicul meu care l-a crescut pe tata, țambalul, da? mic. De la mic, da. de gât. De gât. mic, de, gât, de Deci vezi, era o vioară, a, ah, am înțeles, mă gândeam că cineva o fi fost companiator Acompaniator și solist, acompaniator solist. Da, mai a avut tata frate care cânta contrabasul, al frate contrabasul, al frate cu acordeonul. A, e, deci vorba vezi, de, mă, e vorba de Costel Iordache, care să... încă trăiește. A murit. A... Oh, wow, oh, Dumnezeu, Dumnezeu să-l să odihnească, n-am știut. Da. Și e vorba și de uh, fratele care a murit la 27 de ani, contrabasistul contrabassist. Florin Iordache, un deosebit contrabasist. Da. da. Dar da. pe da. mine nici nu mă miră, ei fiind dintr-o familie în care muzica e legat. Muzica a fost sinonimă cu iubirea, probabil, în familia Iordache, din totdeauna. A fost primordial, a fost pe primul, pe primul loc. Pe primul Muzic. loc întotdeauna, da. da. Și așa se creștea, țambal-bas. Trebuia, da. de-aia erau doi basiști și unul timbalist, că dacă el era foarte talentat cu țambalul, el trebuia să aibă cu cine să se antreneze. a, da, trebuie, trebuie să pui două, cum ar fi doi basiști. Da, da, da. Ca să-i facă față cum Exact, ar veni. exact. Practic, din uh, generație în generație s-a tot transmis țambalul sau contrabasul? În familie, din ce știți, așa? Da, da, eu, toate că nu vreau să vorbesc despre asta, băiatul meu trebuia să fie urmașul la tradiția noastră fa familie. A terminat, era calculat sambal la liceu de muzică, la conservator pe urmă și a, a avut un accident de mașină și l-am pierdut. El era moștenitorul familiei. Acum, bine, mai am, mai am verii care, într-adevăr, și ei sunt foarte buni simbaliști. L-am pe George Neste, l-am pe Luis Iordache. Deci familia noastră încă Duce respiră mai departe, povestea. prin meseria asta, prin țamba. Eu vreau să vă întreb în urmă, din ce știți, din, câte, din ce știți așa, din urmă, bunici, străbunici? străbunici. A, străbunicul meu. Străbunicul meu. A, din partea mamei mele, da? l-am avut pe Cristache Ciola, care a fost violonist la rege. Prietenul lui George Enescu și Prietenul lui George, Enescu, George da, Enescu. Și, da. da. și a fost căsătorit cu o doamnă de la Curtea Regală din Budapesta. Cu aristocrată unguroică s-a da. da, și B bunicul meu, tatăl al mamei mele A fost uh, pianist și acordionist De mare clasă Dar căsătorindu-se cu bunica mea da? uh, Străbunicul meu l-a dezmoștenit Și s-a s-a cam, cam aia stins aia. partea aia de neam dar Cristache da. Ciolac i-a cânta, cântat țarul lui Alexandru da. se pot căuta oamenii pe Wikipedia are o pagină extensivă, a avut marcă de șampanie a avut marcă de țigări în foi cu numele lui Cristache Ciolac a fost uriaș chiar când au început deportările în perioada regimului Antonescu, da. George Enescu l-a ținut acasă pe Cristache Ciolac și a și trimis o telegramă conducătorului statului în care a spus că dacă un singur lăutar va fi deportat, cere să fie deportat alături de ei și a semnat Artist Emerit. Uh, telegrama se păstrează încă la Muzeul Georgenescu, poate fi văzută, e în sticlă la Palatul Cantacuzino pe Calea Victoriei. Da, deci confidentul lui Enescu și vorbea foarte frumos de Crista Checiolac, foarte frumos. Enescu de fiecare dată când avea interviuri spunea, păi țeavă ca fănică Luca și scrip că ca Crista Checiolac n-aveți voi în toată lumea asta. Da, da, Jurjac era, 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 foarte împătimit și el a și luptat pentru conservarea poveștii astea și, a și scris niște lucruri pe tema asta. Da, deci o familie, asta zic. Familie, familie, nu... Da, 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 da. da. și eu de fapt, când l-am întâlnit pe Leonar prima oară, că și asta e o poveste frumoasă, eu, eram încă, în, eu eram încă în liceu, când ne-am văzut prima oară la crama domnească. Tu am făcut, făcut un liceu, material Bogdan? la Colegiul Național Alexandru Lahovari, în Râmnicu Vâlcea, chiar mă bucur că vineri o să mă ducă Colegiul meu împlinește 130 de ani și o, am fost invitat. Mulți am fost invitat. 1891 a fost înființat, da, pe vremea primărilor liberale e, din Rămânia vâlcea Am crezut da. cu un coleg, nu miream, <laughs> <Iaratare. laughs> uh, Și vineri mă duc, vineri mă duc să, să spun și eu câteva cuvinte puștilor, mai ales că ei, între TikTok și Instagram, le e un pic mai greu să alerge către ce încearcă și profesorii vieții de ei pe acolo să le mai explice una alta. Și l-am întâlnit pe Leonard și am fost absolut fascinat, în primul rând, de prezența lui deosebită. Am avut așa o discuție de vreo oră și articolul ocazie? pe care am venit la București și din secunda doi am început să caut lăutari. Am venit, era cu ghiță tu coadă, am amintesc perfect, sigur că da, îmi amintesc perfect, era cu ghiță coadă, am început să vorbesc cu ghiță de natitiu un pic, după care am zis iartă mă ghiță dar vreau să vorbesc un pic cu Leonard. Eram obsedat, aveam toate vinilurile cu Tony dacă eram acasă la mine, discul ăla cu el îmbrăcat în costum, nu în costum popular. L-am pe perete și l-am în continuare și acum la am Vâlcea, unde e camera mea, unde nu mai stă nimeni. Dar e ca, un, ca un fel de muzeu. Exact, exact așa a devenit și mă bucur că a rămas e primul text pe care le-am scris eu vreodată despre muzica lăutărească, este un interviu cu Leonard Iordache. Primul text. Eram, aveam 18 frumos. ani. A rămas în revista școlii a Colegiului Național Alexandru Lahovari. E un text de care nu mai sunt foarte bândru acum, adică și interveni pe el, dar rămâne ca o probă a naivității mele din epoca aia. Mie mi se părea era o poveste mult mai romantică în mintea mea. Între timp a devenit un pic mai frustă, dar poveștile focoase și dezmierdările amestecate ale vorbelor lui Leonard Cuțambalu m-au făcut întotdeauna să încerc să mă apropii și de sufletul lui și de patimile lui. Și pentru mine este chiar o mare onoare că îl avem printre noi și că vom și cânta păi împreună. Pentru, pentru toată lumea e o mare onoare. Eu nu mai zic. Probabil că vă dați seama cam cu cât admirație vă privesc eu eu am fost întotdeauna doar un admirator, eu n-am făcut parte din uh, povestea asta, deși, mai știi, poate că doar contextul nu m-a ajutat. Nu e timpul pierdut, eu am spus. Da. Nu știu de ce, dar întotdeauna am simțit că sunt pe aceeași lungime de undă cu lăutarii, mai ales cu cei care cântă muzică lăutărească veche. Nu, n-am făcut niciodată niciun efort, mi se pare că e... poate că pe undeva e ceva. Și la mine. N-am studiat. Eu n -am, cred că e o chestie. Eu cred că, în primul și în primul rând, te atrage la muzica asta libertatea. Faptul că nimic nu da, e încorsetat. Ce? Că fraza e elastică. Așa e. Nu trebuie să fie acolo sau acolo. Sau e chestia asta, cum spun lăutarii la, la plăcere. Da, nu? Da, asta, mă, e o chestie care asta e o chestie de libertate foarte mare, libertate muzicală. Și când n-ai libertatea practică, orică erai rob în secolul 19, orică ești sărac în secolul 21, că așa e o formă de lipsă a libertății. Sigur. Dar poți fi liber prin artă. Asta mi se pare frumos, știi, că ei au găsit muzica asta, calea prin care să se liberau sau cântau despre libertate, sau se simțeau liberi în momentul în care Și de aia cântau. și structurile muzicale sunt libere. Da, absolut. Da. Și asta mi se pare lucru cel mai frumos în muzica lăutărească și la lăutari în general, că simți că oamenii sunt gata tot timpul pentru orice îmi place grija cu care muzicanții sunt cu ochii pe cel care cântă. Știi? Pregătiți. Doamne, poate el n-a intrat pe timpul care trebuia. Nu-i problemă, o salvăm noi, sunt tot timpul. Au uitat, a uitat, n-a intrat, a mai întârziat puțin. Totul se repara, adică e... Și din afară, pentru unul care nu știe teorie muzicală, dar chiar nu se vede nimic. Adică tu poți să juri că așa au repetat, știi? E foarte drăguț, da. Asta am apreciat întotdeauna. Și mă și întreb dacă tu, Bogdan, atunci când ai început să fii fascinat de muzică, erai fascinat doar de muzică în sine sau deja te fascinau ei? Pe mine mă fascina în primul rând personalitatea. Eu când am văzut fotografia aia, că de -aia am, am vrut să amintesc de costumul la alb impecabil pe care l-am văzut în fotografia aia, mie mi se părea ceva de neimaginat. Eu mergând vara la țară la bunica mea, mama mamei mele și tatăl mamei mele care trăia și el atunci la tetoiu de Vâlcea, undeva la intersecția județelor Vâlcea cu Dolj, vedeam vedeam quasi totalitatea oamenilor încă desculți de la începutul anilor 90, nu purtau pantofi. Da. Când am văzut pantofii de lac ai lui Tony Ordache din anii 60, am zis, mă, dar cine e ăsta? Adică, în primul rând, pentru mine a fost o atracție ca la bluesmen, ca la jazzman, ei aia bătrâni, măi, cine, cum s-arate atât de la patroace, nu știu, am înțeles expresia la patroace, în felul la felul în care stătea costumul pe el, felul în care zâmbea și cum se uita așa pe, pe, pe subgene, pe subsprâncene, părea că te scrutează, că se uită la tine și zice, te cunosc, nu trebuie să-mi spui nimic, știu ce e cu tine, știu ce mănânci, știu ce vin îți place să bei, știu, asta m-a fascinat întotdeauna și asta și fi vrut, de la asta și fi vrut să începem cumva discuția asta păi cu Leonard. Uh, cu spectacolul ăla de când aveai șase ani. Vreau să ne povestești că era Fărămița Lambru acolo la Teatrul de revistă. Da. Ce s-a întâmplat acolo la șase ani? Tata trebuia să fie invitat în acest concert de varietăți cu Radu Zaharescu, Luchi Marinescu, Fărămiță Lambru și s-a evit un turneu, o plecare în străinătate. Și... Da, era concertul lui. Deci da, asta era logic. cântarea lui. Da, da, da. da, da. 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 Și formația doi n-ai minte cu Albeșteanu. Cu Albeșteanu, da, aia, da, da, Ion Albeșteanu. Dache, cu acordeonul, cu natul tatălui meu, care și el a decedat zis, cu... Mieluță Zis Mieluță surdu, surdu. da. Pentru că auzea perfect. Am avut noroc la vârsta aia să da. mă ajute fiind în spate, că aveam șase ani și... Tata a mers, a vorbit cu organizatorii, trebuie să plec în turnul n-am ce să vă fac. Păi cum ne lași? Că ne-ai nenorocit. Vi-l dau pe băiatul meu. <laughs> și aveam șase ani. Avea... Și cântați la țambal da. din asta mare? Da, da. da. Și ajungeați? În picioare, cântam în picioare. O, de deci nu stăteați pe scaun. E, nu, prima aveam cum. <laughs> nu, nu ajungeam la pedal. E, și a existat portița asta, tot e, oamenii care prezentau și erau de, oameni celebri și cu gândire... Cu de comedie, flair, sigur, da. sigur. Așa? Și ca să găsească o chestie frumoasă pentru public, au anunțat. Acum vi aducem pe bunicul lui Tony Iordache. Tony Iordache e plecat în străinătate. Și eu aveam și ani, m-au adus de mână pe scenă și s-a creat impactul ăla de toți au... Au Da, și ok, și am avut succes și a durat, a durat turneul ăsta de varietăți, vreo lună și ceva. Deci la vârsta... Și a cântat tot turneul cu ei. Da zilnic. Și, și plata și plata era 1500 la 1.500 de lei la da, ca la ca, tata. da, la fel Asta cât ar fi trebuit să tata. Deci eu am câștigat bani la vârsta de 6 ani. Asta spun, e, cum e, e la 6 an. ani să iei cât nu lua unul care muncea la o zi în o lună? Nu cred că, nu cred că realiza atunci. Vă realizați ce înseamnă da, 1500 de lei pe vremea? Da, vreme? dar eram fericit că îi dădea mama mea. la mama. La, la mama, da. da. Mă gândeam. Și uh, era o satisfacție la vârsta aia să... Te duci bani, da, da, da. da. 15 hârtii decât 100, să ne da, aducem aminte da, pe vremea da, de Nicolae, da, Bălcescu. Nicolae Bălcescu. Nicolae da. Deci, cum, cum a spus și colegul meu că tata a fost miruit și eu am avut noroc. Bine, datorită lui. Datorită. Firmele, nu puteți să știți. Am avut noroc în viață ca să pot să câștig și eu, poate mai mult decât am meritat. Și am dus și eu o povară grea spate fiind băiatul lui Tony Rădac. Păi de asta zic, că pare așa, pe o parte zici, vă gândiți, și e frumos că vă gândiți, asta e o dovadă de modestie nu, 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 și nu, de Nu, e adevărată și așa, nu, dar n-am simțit-o, fiindcă am avut a, dus talent, în am avut talent moștenit de la el, nu la perfecțiunea care a stat. nu pot să spun niciodată, acolo nu se ajunge. Deci nu, nu se el poate, -a fost? la cote imense, maxime, nu se poate ajunge. Dar am avut noroc să nu-l fac de râs și să pot să-mi câștig existența la un mod frumos, civilizat și... Ce frumos. Deci peste Tony, Ordache dacă e... Nu. Nu se trece și nu asta, se, asta trece. se spune și zilele astea. Eu asta era curiozitatea mea, Leonard. Uh, în ce măsură ai spune tu că ce ai moștenit din lăutăria ai moștenit de la Tony, de vreme ce nu prea era acolo, uh. și cât ai moștenit de la alți lăutari bătrâni? tata al meu, ca să-ți dau un exemplu, nu m-a lăsat să cânt decât în structura cu care el cânta, cu oamenii cu care el cânta, pe care el îi învățase. Deci nu cu puști. Nu, niciodată nu m-a lăsat. În... Nu când scoștea tineri, când bătrânii. Nu numai cu, bătrâni. cu cine te trimit eu. Seniori. Băieții seniori care erau cei mai buni muzicanți din România ba. erau adaptați la sistemul lui de cântare. Da, da. Și vrând nevrând, tot de la tata am învățat nefiind acolo tata. Prin ei. Prin ei. Prin ei am înțeles. Dar cu ce era deosebit acest sistem față de alt, alte sisteme? A, a evoluat deci de 40-50 de ani. Cu 40-50 de ani în urmă, el a evoluat muzica, care acum, de-abia acum, se cântă tot la fel cum a, a, a făcut-o toată. A, cum a schimbat structura înțeles. armonică și tot. Și, și în primul rând e vorba de materialul de solistică la mal. Nu s-a schimbat nimic. Tot de la el să cântă. Și acum. Bine, că nu la nivelul lui. Deci a lăsat în urmă un bagaj imens. Uriaș. Uriaș. Și inclusiv tehnici de acompaniament. El avea o călcătură deosebită. Și pentru lovitura, că în, și înainte dușeul. de Tony Ordache era o ciocăneală. De... Da. 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 că adică ține mai mult de, de secția ritmică. Da. 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 El a schimbat, a evoluat, a... A, a, a băgat ceva și din uh, muzica simfonică, muzica clasică, muzica ușoară. Deci a făcut... Jazz. jazz tot, tot a, fă, a, a schimbat... Asta în... pentru că el se intersectase cu, din plin cu poveștile astea. Da, da, da. Și... Plus că a ascultat foarte mult. A ascultat foarte multă muzică. Plus că a avut uh, norocul să cânte cu mari oameni, mari muzicieni din altă lume, nu neapărat din lumea muzicală lăutărească. Da. Și el a combinat Din ce altă tot. lume? clasic, simfonic, cafe-concert, jazz, tango, romanță, tango, orice. Exact ca și eu am moștenit treaba asta. Deci eu unde mă duc eu pot să... cu oricine. Normal. Asta Normal. și spre disperarea, modernizarea asta lui Tony Iordache și spre disperarea folcloriștilor. Pentru că noi suntem totuși aici într-o convenție în care vorbim de conservarea muzicii. Nu prea poți să vorbești de conservare la un artist deosebit de progresist cum era Tony Iordache. Aici e fofrilica. Și atunci bătrânii folcloriști, mai strigă pe la țimbaliște acum, ar mai cântați ca Tony Ordache, puneți și cântați mai bătrânește, să auziți și noi horaia de mână, pentru că toți încearcă așa e, așa e. să încarce țesătura armonică, armonie lângă armonie, lângă armonie, cu septimă, cu șase plus, cu cinci minus, cu lucruri care de la Tony Ordache au plecat. Deci, A, pe de o parte, la el putem să vorbim despre conservare. Era sigurul care stătea bine să facă treaba asta. Da, da, și eu cred. Și, și, eu cred. când trebuia, cânta și simplu, exact cum trebuia să cânte. Da, da, țărănește, da, pe exact. el, el la a, a început e, urcat e, pe masă e, cu țambalul da, de gât și, La obor, și la și moș a, El a avut, cum să spun, grijă să cânte și așa Unde a trebuit a cântat drept și corect Și unde a fost rolul lui și unde a putut să să impună a început, Muzical, să a, a început să dezvolte Dar fiindcă tot ai pomenit de bătrâni Nu zicem și noi o bătrânească Ba da, că Poate neapărat. ar fi frumos să să, dăruim, să, întoarcem, să ducem puțin respect știi? Să plătim un pic de respect bătrânilor Că totuși da, de acolo a plecat muzica asta. Aș uh, dori să interpretăm un standard lăutăresc din secolul XIX. Ce frumos! Pelin beau, pelin mănânc, un cântec foarte, foarte vechi, despre care știu cu precizie că are două secole. Wow! Și ce frumos se cheamă! Pelin beau, pelin mănânc. Legătura noastră cu Balcanii, nu? Albanezii, grecii, Uzo, uh, Anasonat, uh, Țuică de Anason, uh, Pelin, băuturile astea dulce-amărui, care le plăceau la ei bătrâni. Hai de capul cum ar fi zis bunica în Dumnezeu să-l odihnească că el era nebunit după pelin, bă, ăsta e medicament curat. Pe la el asta era, ăsta era medicament. Ăsta la amestecul okay. de plante medicinale. Da, Foie verde maghirană mă Mă muncesc că du

ce frumusețe de cânte că ăsta, mă, Bogdane. Îmi place și titlul, îmi place și cântecul, adică... Da, și el de se muncește să facă din pelin zahar și pelinul e tot amar. Da, da, da. Amăreala, cu pelin pe ochi mă spăl. Și să știi că are, în continuare, pentru mine cel puțin au un, un mare farme cântecele astea vechi, cum erau odată. Alea simple, drepte, cum ziceați. Rămân nemuritoare. Da, mă, de le cânta. Nu degeaba, probabil, le cânta și Tony Ordache cu plăcere Palea. Pe pentru că... Și totuși nu erau atât de drepte, pentru că genul ăsta de cântece au niște melisme deosebite. Uh, felul în care se duce glasul, nu? Octavă inferioară, prima oară emisie de piept, după aia emisie de cap. Dacă îi ascultăm cu atenție pe ea bătrâni, nu e așa de simplu cum pare Ei, sigur că da. deci, sigur ea poate că fi lălăită oricine poate să lălăiască acest cântec pe care l-am interpretat adineauri dar maniera, execuția asta bătrânească, el e citat foarte frumos cântecul ăsta se poate găsi uite pentru uh, urmăritorii noștri a fost citat în uh, drumoaselor, în primul film cu Florin Piersic din seria Mărgelat. Acolo se aude pe fundal, chiar când începe, când își toarnă țuică de anason în țevile alea de la pistol. În acest Mama Liga Western, știi că dacă tot zicem de spaghetti Western, că au făcut cu Clint Eastwood în Italia, Avem noi ar trebui teme, să zicem Mama Liga Western mă. la seria cu Mărgelatul. <laughs> și turna țuică de anason, arunca cu semințele, le prindea din aer, Direct din așa, și pe fundal se aude așa foarte discret pe limba o pe limb. Cred că chiar Albeșteanu a tras, nu știu cine a tras, prin anii 70, sper să nu greșesc, că a fost primul film cu drumul și acolo se aude pe limbeau pe pelimănânc fix în emoția aia a pașoptului de la 1848. Ce frumos, ce frumos. Tony, Iordache, de pe la ce vârstă a început să plece în turnei afară? De la vârsta de 12 ani. haide! La cam, primul mă. disc când l-a făcut? Că era mic tare. La șase ani. La șase ani a făcut primul disc. Patru piese, un IP, da, scurt. Da, da, da. Se găsește greu, nici nu cred că este pe YouTube. Am pus o piesă de la el, începe cu Discul a fost înregistrat aici la noi, la Electrecord, la Da, e o horă de boldeni, pare-mi se și în grădină la Ion. Nu, asta e ulterior, nu. A făcut un brâu de la Remajor. Aha, aha. Brâu de la Remajor, colosal și consacrat la șase ani. Deci și o viteză extraordinară și o execuție la șase ani care a dat de gândit la toți. Nu se poate. E imposibil. Întreb și eu două lucruri. Melismele, ce sunt? Că ai pomenit cuvântul. Acele unduiri, acea uh, dantelărie vocală. Dantelăria se... vocală. Na. Și brâu? Brâu... E, brâu e, o structură? E un, e un joc, Na. un ritm. De deci ce stai brâu? Uzuna la nebuna, hai, tai, ta, 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 la, 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 cu fustă nouă, hai, ta, 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 la, la, la ha, ha, ha ale, ia. <laughs> Și strigau și se ridica praful el când a început vai, să vai, cânte vai. La, 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 se încă se ținea târgul la moș. Care la Moș, când a început unii să cânte, când era foarte, foarte mic, la Moș e o chestie. Noi nu știm cu precizie când a început târgul Moșilor. Târgul Moșilor se pare că se leagă de un cult al morții. Foarte vechi pentru noi, miticii bucureștenii de la Sfântul Dumitru, că de aia, mitici, de la Sfântul Dumitru, da, da, protectorul da, da, da. orașului București. Miticii mergeau la Moș și acolo își cinsteau moșii, să dădeau în tiri bombe, să îmbătau, să cântau, mai veneau și niște călușari, mai veneau și și el, probabil că era una din atracțiile de copii minune. Că deci... de fapt lui Sus seama, oară, a spus prima oară copilul minune Au mai apărut mulți copilul minune de atunci Inclusiv în scena lăutărească sigur, sigur. Dar Tony a fost copilul minune prima oară Primul copil da, minune copilul din istoria minune. muzicii da, lăutărești da, da, Tony copilul minune Așa îi se spunea când era mititel Și pe el cine l-a sesizat primul ca fiind ceva cu totul ieșit din comun? Tatălui sau bunicul? Străbunic, bunicul lui Bunicul a văzut că are chestia asta Ingeniozitatea asta la vârsta asta Care nu era, de, era ceva imposibil Și l-a dus la București Și a început să-l prezinte peste tot să-l propulseze. Da. Și a ajuns și la radio și la radio când l-au văzut și când l-au auzit, gata. Prima, primul lucru a fost înregistrările, au fost înregistrările. Por mai intră la liceu de muzică, la... Păi la șasea nu era nici la școală încă. Păi intrase, -a, a intrat la, 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 liceu de muzică. S-au făcut niște dispense. Făcut, da. Pe subiectul da, ăsta. Și era Pantazi, unul de cei mai mari da. concertiști cu țambalul la noi în România. Cam cei doi maestri au fost. Da, Pantazi da, și mai -ci, clasic și, ci, și Mitică Ciuciu -ci, -ci, ciu -ci, mai ciu -ci, lăutărește. Și tata da. a la clasa de țambal al, al lui Pantazi. Pe vremea Pe... aia se făcuseră, clase, era așa. Clasa lui Pantazi de țambal, clasa lui Zlotea de cobză, clasa de, de canto vreți. popular condusă de Maria Tănase și clasa de nai condusă de fanică. Luca. Erau niște profesori acolo, adică dacă voiai să înveți cu ce e cu țărăneala și ce e cu lăutăreala, la, aveai și de la cine mă gândesc. Și asta cu furatul, aș fi vrut eu să întreb, că am tot discutat-o pe asta cu cum se fură meseria și și aici am pomenit-o de atât de multe ori, asta cu ah, furatul de muzică. Sigur. Uh, Leonardo îmi spunea o chestie interesantă la un moment dat, uh, că la Țambaliști e alt fel asta cu furatul, pentru că, în primul rând, trebuie să te concentrezi pe armonia melodiei, după care melodia vine de la sine. Cum, în ce fel? P sunt. Sunt foarte multe melodii care. Noi am făcut structura armonică și pe baza la structura armonică s-au făcut melodiile. Așa s-au scris ele? Da. da Așa da, s-au da, scris da. în funcție de armonia pe care am pus-o noi. Asta da cum se zice tonul la cântec. Exact, exact. exact. Și cu furatul meseriei, eu de mic copil mergeam la cântări după tata, după Ilie Alecu, după eu, miu copil. Da, da, și da, da. mă lasă pe țambal. pățambat. acolo să după. Da, și tot timpul eram atent pe ceea ce fac uh, oamenii. și da, aia aia te fost că da. le mergem mâna așa repede. ce Pentru vedeți? că am furat, am furat meserie. Am furat mâinile, am furat armonie, am furat țitura de instrument, ca așa să spunea, ție da. Horă, sârbă, brează, brâu. Adică paternul ritmic. Da, aia da, da. da, 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 da. da, da. Dar spuneți mi am văzut că la cum să țin bețele la țambal. Nu e mai ușor? Văd că aveți și ora în acolo. De, deja. de la necântare. N-am cântat foarte mult și acum am început să cânt și am făcut bă bătătura care trebuia să o am ei. Aia, aia, aia era, pe vremuri, nu se mai simțea nimic, nimic acolo. Nimic, nimic. Bătătorită, da. da era complet, bătătorită da. cum ar veni. Și asta e de la pandemie cum ar veni da, să, am am să avut trage. Am pauza de necântare. Cele 13 luni fără de mirese, cum Aici, o să rămână în istoria cu muzicii cu zambarul, la ca Să mă uitam la el, venea să plâng și nu vreau să pun mâna pe el, că vedeam că nu se întâmplă nimic. Și din ce în ce mai rău și degeaba pun mâna pe țambal că nu rezolv nimic. Vi se părea că mai rău da. vă da. da, da, și am început încetul cu încetul să demarăm, poate vrea Dumnezeu să fie bine și văd că merg mâinile. Asta mi e frică. A, vă gândesc că poate nu mai merg? Deci, da, că nu studiezi, normal. Swing -ul, swing -ul. Dar e ca mersul Ce e dificil? Ce s-ar putea uita? <laughs> Nu, nu, să nu mai existe egalitate, să nu mai ai siguranță în lovitură, să nu atingi corzile cum trebuie. Asta e nestudiu. În Încheierea. Încheierea. Încheietura. Po -anierul, po -anierul, la la acolo, da. da. Și aici. Aici e problema. Oricum mie mi se pare că atât de repede se mărunțește toată povestea asta, încât la un moment dat eu mă întreb cum de nu vă obosește. No, pentru nu. că una-două, una-două, așa, o mai țin și eu, dar un pic. Da, adică... da, la un moment dat. Asta e chestia și... Cum ai mai... Și în prima chestia asta? Nu, nu. nu. Prin studiu. Prin studiu. studiu. Care studiu ce însemna, Nenea Leonar? Cam deci, câte ore pe zi? Nu, ce făceam, îmi spunea tata Dumnezeu să-l odihnească, una, două, una, două, una, două, 3, egalitate. 4, egal, 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 trei, trei, patru, patru, cinci, cinci, și de, de, de în ce în ce începeam să, 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 să cânt mai repede și atunci se dezvoltă... Fix ca la tobe, una, două, des... una două, da, da. două, una, două, egalitate. Da, după aia, un, doi, trei, un, doi, trei, exact. un, doi, trei, un, doi, trei, exact. un, doi, trei, patru, un, doi, trei, patru, da, și să fie egal tot. Egal. Mamă, Că dacă mamă. nu există egalitate mâine Și asta e doar pentru secțiunea ritmică, să reținem da, da. acest aspect. Nu, nu la note. Nu, nu. Ce nu zic zic? Asta e doar să, da. să da. cânt egal și să fii balansat da. și echilibrat. După care urmează notele. Notele le visez. Și trebuie să ai și un cap extraordinar de bun. Eu, trebuie spus. studiul meu, de multe ori, în casă închid ochii și fac așa, cu degetele și am țambalul tot în degete aici. Și eu, fără să studiez, să studiez așa. Și a doua zi când ceea ce trebuia să, să studiez. Mi se pare că e atât de, cum să zic, șansa e să un dai secret, nu știu Sigur că e un secret, dar un pic dacă dai mai la stânga, sau un pic mai sus sau mai jos da. ai comis-o, e penalizare, direct exact. da. Mamă, foarte dificil mi se pare Dar să ne întoarcem la povești, că poveștile sunt cele mai frumoase Exact, eu l-aș întreba pe Leonard așa, să-mi spună frust De ce crezi tu, Leonard, că muzica lăutărească a fost marginalizată în ultima vreme în România? Uh. Nu aș putea spune că a fost cu toate că a fost, din cauza că a apărut fluxul ăsta balcanic. Lumea a încercat să găsescă cu totul altceva, că s-a dat drumul la o libertate imaginară uh -huh. și atunci hai să fim și noi ca alții în loc să ne păstrăm noi valorile noastre sacre și bogăția noastră muzicală. Deci tot ce se întâmplă și ce s-a întâmplat și ce se va întâmpla e din cauza că vrem să fim puțin mai altfel. Mai ca, ca afară. Da, mai, American, mai puțin ca mai... înăuntru, mai da, ca afară. Da. Să, să fi întâmplat oare ce s-a întâmplat și la muzica ușoară? Pentru că noi, dacă vă aduceți aminte, până în 1989 eram practic, nu, nu puteam asculta muzica străină. O ascultam doar pe asta, da, noastră cum ar veni. Și s-a întâmplat că după 90 am dat-o în exces, adică ne-am dus, n-am mai vrut, am respins tot ce era de la noi, pentru că eram cumva sătui. Să tui, poate nu-i cuvântul potrivit, nu știu, a fost, poate am considerat că a fost prea mult. Nedrept, dacă mă întrebați acum față pentru muzica ușoară. Pentru da. că ea nu era lipsită de valoare. Nu, am avut valori Doar că fusese prea mult. Și unii au fost victime colaterale. Adică știu nume care pur și simplu au încheiat brusc. Cariera. Cariera, Cariera unele dintre ele, din păcate, Dumnezeu să-i odihnească, au încheiat și viețile. Probabil trecând printr-o depresie profundă. Și asta doar pentru că la un moment dat noi n-am avut acces la ceea ce venea de afară. Să se fi întâmplat la fel și la lăutărie, adică și lăutarii simțeau că erau uh, cumva ținuți într-o oală cu capac cu sau. Eu cred că asta s-a întâmplat cu folclorul, asta s-a întâmplat cu muzica populară. Exact. Cu muzica lăutărească tu, nu, pentru că muzica lăutărească, dacă mă întrebați, încă de la originele ei, din perioada Interbelică, a fost o muzică marginalizată. Și spun asta cu probe. La Electrecord în 45 de ani, da? nu cred că s-au făcut 25 de discuri de muzică lăutărească, în ciuda faptului că le țineau casa de discuri din punct de vedere capitalist ca da, 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 da. Că, la anunț, Solistele de muzică populară lansau cât un disc pe an, au discografii de 30, 40, 50 de discuri în perioada comunistă, da, în da, vreme da. ce de muzică lăutărească sunt două ale lui Siminică, șase ale lui Romica Puceanu, cinci ale lui Gabi Luncăle și spunem pe numele, scriem pe hârtie, nu ies mai mult de 25, nici dacă le includem pe alea care sunt într-o zonă așa mai între lăutărie și muzică populară, așa o lăutărie mai sovietică, să zicem așa. Eu cred că muzica asta a fost marginală Originalizată din capul locului, după 90, sigur că s-a întâmplat și ce spune Leonard, dar eu cred că mai e un motiv. Hmm. Cred că nici lăutarii nu le-au mai dat-o publicului la aceeași intensitate și la aceeași anvergură cum se cânta între blocuri muzica asta. Că muzica asta e o muzică dintre blocuri, nu e muzică de foaie verde. E o muzică urbană, e o muzică tradițională, dar de oraș. E da, ca da, bluzul, da, da. dacă vrei. Acum, între blocuri a continuat să se cânte după 90 și puternic. Dar, dar... Aia altă de care vorbește Leonardo. Da, 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 da. E, aia probabil că se, da, da, se referă Nena Leonard la muzica pe care a dus o Dan Armeanca de până exact, exact, în exact, noastre, da. Exact, de exact. care povesteai tu, Bogdan. Exact, așa, dar muzica asta nici n-a fost prezentată, a fost o emisiune pe Acasă TV. Au fost șapte, la Pro TV la începutul anilor 90, au fost șapte sau opt ediții minunate cu da. lăutari, după care, la au moment s-a da, trecut mă, în altă erau zonă. Da, edițiile alea, se îngrijea rupiță, mă. Da, un da, sezon a fost, 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 un sezon. E, sigur că a fost normal, Cu a fost Gipsy Star, Gipsy Star. Da, cu Costel Trompetistu, uh, pe care sperăm să-l avem alături. Uh, și a fost așa, a durat cam un an, povestea. Pe care... Și nici măcar la... Tu îmi spuneai că nici măcar pe, la televiziunea publică, acum câțiva ani încă mai dădeau clasicii. Îl dădeau pe Fane Vișanchiorul, îl dădeau pe Costică Eftimiu, o dădeau pe Romica, pe Gabi Lunca, pe Siminică. Nu-i mai dau. Nu prea mai auzi. S-a bucurat lumea la genul ăsta, mă, la manele, pentru că la manelele noi cum ar veni, pentru că eu mi-aduc aminte de termenul ăsta manele și pe vremuri. La rău, manelele erau, da... era turcească cum ar veni. Da. Nu, la asta se zicea manele. Din Dobrogea, din da. Exact. Da, legată da, de, de Giamparau. Au că crescut în Dobrogea da, și la noi da. era Giamparau. Da, da, da. Aia să... Izu turcesc, izu grecesc, izu balcanic. balcanic. Da, da, da. da, Exista și atunci, dar era puțin altfel. Și Giamparau mi s-a părut că întotdeauna e un gen foarte bun pentru țambal. Normal, normal. Ca la Santuru turc. Exact. Da, e o chestie foarte... Uh, pentru că de ce, de ce mă gândesc la chestia asta cu marginalizarea? Eu cunosc câțiva tineri, îi văd pe YouTube sau pe Facebook, Așa. că n-am cum altfel Așa. care cântă lăutărește minunat, minunat uh, vorbeam uh, de Mihai Ștefan, zis Argentul Viu nu știu câți ani are Pro 19 ani, 19 acum. ani. este minunat să-i dea Dumnezeu sănătate lui și la familia lui care l-a crescut că ce frumos mai cântă lăutărește și are 19 ani mai sunt câțiva mi-ai mai el? povestit la vioară foarte frumos cântă la vioară mi-ai mai povestit de câțiva uh, mai sunt niște băieți pe unde? Pe la Ștefănești, pare mi se? Da, da, tot la Ștefănești. Mai încă un băiat extraordinar de bun cu vioara. Pe la Pitești, niște argeșeni, niște băieți. Extraordinar de buni, toți tineri. Și sună într-un fel, bestial. Păi și asta zic, ei ce-or să facă? Că la cum trag și la ce repertoriu își selectează unii dintre ei... Cred că le-ar plăcea să cânte lăutărește. Păi majoritatea din ce vorbim noi s-au axat pe folclor și muzică mm -hmm, lăutărească. Mm -hmm. Și speră că se va putea merge. Zona aia, încă sunt foarte iubite instrumentele astea clasice, mm -hmm. gen Zambal, Vioară, okay. Ar, Piteștiu, Craiova. Se, se mai cer instrumentele astea, de mai puțin manele. Deci acolo se cântă încă folclor și lăutărie. E frumos, mă. Mie mi se pare că au o vibrație aparte instrumentele astea. Uite cum e și țambalul. Eu când l-am adus aici sus și i a dat husa jos, bă, mi s-a tăiat respirația. Adică e de o frumusețe instrumentul ăsta. La Budapesta, nu? În Ungaria, da, mă rog. Nu știu da. dacă chiar la Budapesta, dar în Ungaria. Ei sunt cei mai mari meșteri. Da, da, da. da, da. Ei l-au și inventat ăsta pe patru picioare. Țambalul da. de concert e inventat de maghiari. O adaptare la instrumentul ăsta. Nu trebuie trebuia care... vecin și pe urmă a făcut țambalul în ideea să se și la sunet și la... Numai că lovit, în loc de cântat cu deget. Cum a fost, nenea Leonar, când v-ați dus prima oară cu tata la Budapest? Ce? Aia a fost prima ieșire din România? Nu, nu. 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 Am plecat la... Prima mea ieșire a fost la 14 ani. Da? La Festivalul Mondial de Folclor la Dijon. Da, unde, azi, unde am luat și, cumva și premiu. Am luat și medalia de aur și premiul întâi mondial. Foarte păi, că... <laughs> Excepțional. Da, asta stau să mă gândești, speechless. De Pur și simplu. speechless. e, e așa, pe genul. Avem și noi o echipă mică în cartier, și am ajuns cu ea prima oară în Liga Campionilor. Și ce-ți făcut acolo? Am, am câștigat tot ce putem să-i da, facem. Am luat medalia de aur. Nu, și mai mult decât atât, gândește-te cât de greu era atunci că eu încerc să fac și dialogul ăsta transgenerațional, să mă gândesc și la ăștia mici. Cât de greu era atunci când nu aveai acces la arhive? Cât de greu era atunci că tot repertoriul se făcea din mințile lăutarilor? Nu era ca acum, ia să căutăm un cântec de acum 100 de ani și să-l cântăm. Acum e foarte simplu. Pe vremea aia nu aveai acces la arhive, doar trebuia să ai o pilă la un folclorist, sau la să, cineva. Să te duci după ei, la cântări, la nu să ascult, sau să ascult foarte la greu gard. La, un, la gard sau da. la un radio de la vechi mic, un cânta Fărămiță Lambru sau Ilie Udile sau nu știu cine. Și oamenii studiau din ce auzeau la radio. Și tot aveau repertoriu. aveau. Un aveau au repertoriu. Acum repertoriu e mai ușor de obținut și toată lumea improvizează. Mai cântă nimeni un cântec ABC, strofă, refren, strofă, refren. Așa -i, așa -i. Deși e accesibil. Da, da, da. El na, dacă na. se poate complica, se complică, nu o face simplu. Cine a aranjat uh, muzica pentru concursul respectiv? Uh... partea de armonie, partea de toni, nu? Am mers la câteva repetiții mm -hmm. cu mine că am fost cu o formație de copii din Brașov. Aha, aha. La Dijon acolo. La Dijon, da? Da. Și tata a mers la câteva repetiții cu noi, ne-a pus la punct, da? Bine, formă... el a aranjat și orchestrat și da, da, da. și aranjamente și tot, tempo tot, și tot. tot, tot. A fost de acord cu ei amici? I, i a ajutat. I-a verificat pe -a fiecare. Da, a tot, dat bundă tipar cum ar venit la asta, mă. Cred că i-a luat întâi. Treci mă pe aici. Nu, ia. nu, nu, era foarte apropiat, nu era da. nu era dur. Ai, glumesc, era dragut, da, da, da. Da, de, de regulă așa se întâmplă, muzicienii absolut geniali străluciți. Aia top 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 top, Aia nu sunt. I-am învățat, Na. A vrut să fii și prieten cu ei, să nu... A fost mai umani, a luat în brațe, uite tăticul, așa, 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 pe fiecare. Dumnezeu. Și atunci au pris mult mai repede. Dacă venea cu... Dictator? Da nu, da, nu mai învăța nimic, nimic. Da, nici nu cred că era nevoie. Eu cred că și copiii aia erau fascinați, că și ei știau cine e Tony da, Și la Dijon a fost și formația lui Fărcașu. Dumitru Fărcașu, Dumnezeu să-l odihnească, un bun coleg al tatălui meu, și a luat medalie la și la televiziune s-a dat trei luni de zile ca la luat medal de aur și, și nu mai cheamă nimeni. Extraordinar! Astăzi să ne întoarcem la povestea e, aia cu marginalizarea muzicii. că n-am zis, totuși, întâmplător. Da, 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 adică, da, da, pătan de da, da, da. pămande mai ales că voi în perioada respectivă cântați zi de zi? Adică era timp o oră, două de spălat? Nu, mă dormit în mașină Numai la dar. Nu mai mașină, dormeam și acasă doar ajungeam, ne schimbam, ne spălam, ne schimbam Hai la și direct la altă rând. Adică ei făceau și treaba, erau și solicitați, că nu îi obliga nimeni pe oamenii să-i cheme să cânte. <gântuie> să zic. Da, mă, dar asta e nedrept, mă. Da, da. Nu m-a deranjat. E, cred că n-ați ne ne avut nevoie că, 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 pentru că întotdeauna probabil că ați fost apreciat, a fost și, iubit și ați simțit A fost și o asta. problemă după ce tata a pățit-o pe timpul regimului comunist cu... A fost... A avut probleme da, am auzit și eu, dar eu, nu știu ce, de la ce, ple de la ce a plecat asta? Pleca în străinătate, mama fiind că eu copil, vindea lucruri din străinătate ce aducea ca să ne întreținem, să trăim. Normal. Normal. Trei. Normal. Ezi, l-a băgat la trafic de lucruri străine și valută și l-au la, arestat. Și exact valuta a căzut, dar tot a stat închis. Și probabil, după, eu am avut dreptul să plec la 14 ani și când m-am întors cu premiul, nu am mai vrut să mai ne cum să spunem, să arate Erați că... în perioada de dizidență, cum ar Cam venit. așa ceva. Și să mai promoveze să clanul promoveze că, da, că tata a... fusese arestat tare și atunci a rămas tot așa. Mai ales că s-a și strigat la proces, că l-avem și noi până stase, pe, pe Tony pe da. și de ăsta, da, da, acolo a fost un, a fost o, mă rog, a fost felul în care statul și-a arătat colții. Eu spun tot timpul treaba asta și am mai spus-o. Te culci liniștit și a doua zi dimineața iar jucăm holdele și grânele și iar o luăm la învârtită cu poporul și așa, pentru că statul are acest talent de a deci, se mai întoarce în potriva Statu și el bucurii la, la muzica asta? El chiar nu în se casa? făcea că nu Cum înțelege să nu, nimic? Casa enorm, ca. e enormă. Ca domnului. ce bani a putut să aducă enorm. tata pe a, țări și... Povestea Bogdan. Banii în casa statul român, de pe urma lăutarilor care veneau, primeau nimic la sfârșit. Sigur, sau mă rog, primeau niște sume prin cu cine cânta în țară, evident că erau niște sigur, bani, sigur, sigur. dar în comparație cu statele alea de plată, bineînțeles că erau bani puțini. Adică în niciun caz Tony Ordache nu era plătit cum era plătit un mare pianist din Statele Unite Niciodată. de pe vremea aia. Nu. Sau un mare pianist din Franța, sau mare pentru că nu se făcea târgu așa, cum a făcut statul român până în 89, târgu. Dar... Maroc. Mă cam... E existau portițe, aveai un contract prin aria care ei aveau un plafon foarte mic, minim mm -hmm. noi de deci, țara noastră era cea mai puțin plătită. E, în schimb când ajungeai acolo, mai se aveau concerte separate, mai se aveau elevi, deci mai era, puteai să mai ai un profit în afară de salariul sí, care sigur, ți l-au sigur, sigur, absolut, absolut. Și discurile care le vindeam și noi, ca asta, prin asta câștigam bani. Da, 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 da. Da, tata să vindea pe el. Normal. Cum să vinde de orice da, artist. să promova, clar, clar. Sigur, da, Și da. Și deci mai puteai să faci alți bani în afară de ce de dădea statul. Nimic. Ce-ați cântat la Dijon? Vă mai aduceți aminte ce ați cântat acolo? Cu ce ați luat premiu? Era un repertoriu mai larg sau era o singură... Am cântat, da, vă spun ce. Dansul Săbilor. Am cântat... Uh, Ciardaș de Monti. Am cântat... Uh, Ăsta de la la major, cum îi spune, tararara, rarara, rapsodia română, Aha, cu ciocărlie. Am un leu și vreau să-l beau și cu ciocărlie și la cu coadă, da? la, da. Deci cam, cam asta a Muzică cultă de largă accesibilitate. Da, exact. Da. Andrei și... Rio style. Da, da, da. da. Și cum s-a desfășurat concursul? Era juriu sau cum? Care da, era? normal. Normal. Și a fost festival mondial de folclor. Și Aha. am accesat, am accesat în primele cinci, primele cinci formații. Din, da. Și până la urmă s-a făcut, s-a deliberat... Uh, Inițial premiile. Și eu am luat premiul întâi în formația lui Dumitru Fărcașu. Doi. doi? Deci România a luat primele două locuri. Da, noi am luat. 3? Și am luat primul. Nu, nici mai știu cine. Pe mine m-a interesat. Dar că... cine mai erau de curiozitate? Ce țări toată mai vrea? lumea. De, până, de aici? Toată lumea. China, Japonia, ah, to toată partea a mondial. Acolo am și văzut pentru prima oară țambalul chinezesc care se cântă cu paie de bambus. Da, Cam un soi Uf. de shamisen, parcă îi zice. Să da, știu, și da. așa frumusețe de sunet. Și... L-am învățat foarte repede. Și are vreo legătură cu ăsta la Nu, no, nu. Are, are legătură. Sunt tot așa și probabil că tot percuție plus armonie. Da, dar structura e diferită. Dar și sunetul e cred. o calitate fantastică. Cred, 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 cred. Și m-am prietenit bine, era o chinezoică care cânta într-un fel, nu se poate. Și mi-a arătat cum să. i am arătat și eu la țambalul mare cum să cânte. Și... Ce frumoase sunt schimburile astea culturale. Superbe, superbe. Dar Aha. eu sunt convins, totuși. Da. Că pe sufletul tău cele mai frumoase cântări, ca să cităm un titlu de-al unui cântec de-al lui Vasile Pandelescu de pe disc, tot dimineața după nuntă era. Așa, nu? Așa. Adică toate scenele pământului, domnule, dimineața, înainte de stai Puțin, dar... dimineața după nuntă ce sunt? Alea relele, grelele? Păi stai e să momentul vă spun, ăla. Stai să vă spun. Na. Deci, noi eram rupți. Tot timpul eram într-o uh, cântare. Finalul, film, o dar, totală. La, când se lua darul, că așa era perioada Dar aia, dura vreo două ore. Și noi de-abia așteptam să se ia darul, să ne băgăm mașină, să dormim. Că aveam și a doua zi altă treabă. Și când s-a terminat, dar zic, Doamne, mă mai putea să cântăm? Și când treceam la instrumente, cântam mai bine ca toată ziua de care a fost. Sau... Oboseală, așa. Oboseală. Probabil era un fel de eliberare cu gândul că plecăm. Că nu știu. Și vă ofericire, nu știu. Și venea și un tip de dispoziție, și așa, dispoziție de -a... atunci. Cam ce să. Tot așa, dar astea de veselie. Sau începeau, de le mai de Dimineața era, era de veselie. Dimineața era de veselie. Să, da, bine. Când eu... apăreau alea dureroasele, ca Pe, să zic așa. Ei, era cu totul altfel decât cum e acum. Deci, la început, deci să punem asta da. tineretul, așa se spunea. la ce oră? Spunea. La, ce oră? la 10, 11, spuneau, gata, tineretul și care nu vrea să vină la masă, poate să plece acasă, că începem să servim oamenii. Să se deschidea un program de vioară. Da. De ascultare? Sa, da, da, de ascultare. Bineînțeles că introducea și muzică de internațională și cafe, cafe și cafe concert da, și tot. Frumos, da? Por, un solist vocal sau o solistă vocală al doilea instrument, acordeon. Și în timpul ăla toată lumea stătea la masă și asculta. Era de ascultare, mă, ce frumos. Da, după ce să asculta, îi scotea la joc. Se iasă lumea să și joace în perioada asta. Iar să făcea o pauză, intra programul de zambal. Și Pormă, poate cel mai puternic impact, era cu solistul vocal care era cel mai solicitat, care l-a așteptat toată lumea. Vedeta. Da, da, da. da, Vedeta. După Da, și după ce cânta și solistul, bine, că îi rupea mai lumea mai era și puțin normal de pe și la note, ce se să facă. Și Decartau se lua darul. Și cam asta era și -a... -a. pe așa Peși. E normal da, că la orice dute da, da, că vorbea. Da. Aici la anunț, lumea să mai și bucure. Păi nu și după note trebuie să vină și niște bancnote. Sigur, <gătă> uh, sigur. Dar O să am o propunere. Te rog. Noi n-am făcut până acum lucrul ăsta și îmi pare rău, îmi cer scuze celor care ne-au sugerat, că ne-au sugerat foarte bine. Invitații noștri și să aibă și ei momentele lor de glorie în interpretativă, vorbesc. Neapărat, în neapărat. Noastră. Am văzut și eu comentariile și sunt întru totul de acord. Absolut, absolut. E... O iau ca pe mea că nu m-am gândit la chestia asta, dar așa e, într-adevăr. Ne-ați putea onora cu o repriză, poate chiar două, cu cea mai mare în repuziare. care noi să fim cu, mă rog, Bogdan poate să vă și acompanieze la o, adică iar eu o să fiu ochi și urechi Va din tot așa, sufletul. Așa, așa, așa. Ce ne a scântat? Deci am vrut să cânt ceva care, și pe înțelesul publicului larg și pentru prietenii noștri și pentru toată lumea, melodii vechi. Da. Prima melodie că e... Asta, Șapte Văi și O, șapte vale... Văi și o vale Adâncă, care are, are izi lăutăresc, da. e cântată de Costică Eftimiu, plus piesa care tata mi-a dedicat o mie când a făcut unul din primele discuri, Hora lui Leonard. Ce frumos că a făcut o piesă cu numele dumneavoastră. Păi asta zic, yeah. spiritul format, că asta e, de fapt, și uh, curiozitatea mea și mi se pare că e punctul de interes. Că, pe de o parte, Leonard, tu ai spiritul format de tatăl tău. Te-a pus să cânți cu bătrânii, cum spunea ea din aur, dar, pe de altă parte, tu, prima oară, ai cântat la ansamblu Uniunii Tineretului Comunist. Zic, pere, da. Acolo erau puști. Da, și eu, cu ei vrea, eu cu ei vreau, să când și la alte aia. Treburi, da. cum era acolo? Da, Nu, nu. păi ce, când să știați vagabonți? Nu, nu, era nimeni vagabonți, da, erau da. toți băieți. Bă, extra erau nu, da, da, băieți. nu, puteau fi la fel de serioși ca ăia bătrâni. Nu. Acolo nu. era, nu. acolo nu. era de fapt problema. Nu, era o gașcă de tineri care le plăcea uh, să, să învețe. noi studiam foarte mult și ne plăcea muzica și plus asta, când terminau repetiții, le luam pe toți acasă la mine. Dacă erau 25 de aici și toți mergeau la mine ca acasă, că n-am avut frați din surori. A fost singur? Singur la, la părinți și uh, să formează o familie cu toți de la ansamblu. Și tata spune, da, tata, da, 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 duci dar la cântare te duci cu cine vrea. A la noi. fost da. vă simțiți bine, vă distrați dar la cântare e cântare Dar la cântare da. te trimite tati cu cine știe el <laughs> La cântare însemna la... La, uh, evenimente, la evenimente La spectacole, bine tata a colaborat pe vremea aia cu Gica unul dintre cei mai mari violoniști din de România. Violonist. George Udilă, Nicușor Turcitu, Mieluță Surdu, Ionica Minune, Florica Roșioru, Gheorghe Lambru, deci... Mamă, numai nume, numai nume! Mihai Namol, deci el a încercat să mă bage în lumea asta matură de mic. Și am învățat, am învățat foarte mult. Pe vremea aia nici nu era atât de o obositoare repetiția, în schimb, și vreau să ajung la punctul nevralgic și anume la stațiile de amplificare. Vreau să discutăm despre subiectul stații de amplificare, <laughs> pentru că am vorbit o leaca din aur despre manele. Eu pot să înțeleg că după 13 luni de zile de nepetrecut, da? poporul român nu mai are răbdarea să asculte un cântec de ascultare. Mai lăsați-ne cu ascultările astea că am adormit, da, n-am mai petrecut de ritmo mult, ritmo vreau ala. să dansez, tam, 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 vreau da. să joc, vreau să ies la joc, să mă simt bine. Dar, uh, cum vezi tu volumul ăsta asurzitor? Că știi ce se întâmplă? Să dă de la unii la alții. Lăutarii zic că așa ne cere clienții, iar clienții zic că așa ne cântă ăștia. Cum? care e adevărul? De ce, -i, că e totul la maxim? Da, da. Pentru că clienții spun: Ne-au zăpăcit ăștia ce tare ne-au dat. Și lăutarii zic: Păi, așa, vă asta. Păi, auzit asta. A, da, ei, nu, nu, Clienții să nu, se plângă? Nu. Nu, 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 dar nu e să e se plângă. Tari. Dar când îi întrebi: Bă, bă, vă place așa. Aruncă vina unul, unul pe altul. Tu bă. cum vezi chestia asta cu. De ce crezi că s-a ajuns la volumul ăsta surzitor? Volumul ăsta, datorită volumului ăsta, ei au reușit să capteze atenția oamenilor. Deci, nu dacă venim cu o formație de 4-5 lautari. Lângă o formație de 10 inch cu sisteme... Pare că e o pisică lângă un tigru. Da, da. A, da. Ce mai cântă ăștia? Aruncă-i. Și ei da. s-au obișnuit să... S -s să le taie genul Iar nedrept. Iar nedrept na. că e războiul vaților aici. Da. Înțeleg, ce, înțeleg ce spuneți pentru că într-adevăr, da, când e sistem și sună plin așa și după aia vii și ei pe pă, genul, pe păi, ce mă voi avea? Ah, ok, pin, cântați pe instalațiile noastre pun niște microfoni pare așa că nu are carne, știi? Exact. Da, nu e, exact. nu e, cu vână. Cum -ar are vână, exact. Da, exact. Nu. Ca să nu zic și altceva. Și ne simțim pe E uite mă cum ne auzim noi și cum se aude. E vorba de amplificare. Da, Bine, dar e la puțin, la e puțin nivel aici, mai Dar captatul captat, -o, captat -o atenției pe lângă asta cu volumul să mai face într-un fel acum în vremea din urmă. Prin Uh, exagerarea calităților patronului sau plătitorului, nu? Acele cântări, noi am mai vorbit despre lux, despre barosăneală, despre da. bani, da. care mi se pare că... Asta ar putea să o facă și la o dacă mă întrebi pe mine. Nu o sigur fac, că nu o faceți pentru că voi am respectat mai clienti. trebuie să și cântați. Nu, nu i-am respectat. E o altă, e, e o altă școală, al scoală, al... Scoală, e un alt exact, spirit. Exact. Una e să respecti și una e să l înțepi să iei Să-l noi n-am mățepat, n-am înflat, am vrut să fim respectați, să luăm banii pe merit. Acum să ia banii un pic. Și mai era o problemă. Da, 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 mai da la... înțeleg ce ziceți. Da. E, e mai mult marketing, marketing acum. Marketing, da. Sigur comercial. că da, pentru că asta e și o formă de înșelătorie la un moment dat. Când tu îi spui unui om căruia ai cânti, ești cel mai cel. Normal că îți dă mai mulți bani. Dar asta, adică de dar ce să te comporți? Și, și lu altul. Și În ce lu mâine? altul. Peste două ore îi zici altuia. Ce, peste, ce zic eu, mă, peste două ore, peste două cântece, când l-ai dus până la toaletă. Bosule, tu ești... Și mai era o chestie și de simț Mi-o povestea Gicu chitaristul Dumnezeu să-l odihnească, că-l pomenim Dumnezeu pe Gicu Petrache. Uh, așa spunea Gicu. Dom'le, și la noi, când venea câte unul, venea Gheorghe Lambru, că ai pomenit pe Gheorghe Lambru, socrul noi bineînțeles că noi, meu. socrul tău, iată, noi simțeam că el e împăratul muzicii la Utărești, dar ne era jenă să spunem în stație, cântă împăratul cum se face acum, cântă regele, cântă împăratul și nici nu se discuta din ce îmi spunea Gicu prea mult despre meserie. Nu, mai mult pe bază de vârstă. Ăsta e bătrân, cântă într-un fel, noi da, suntem un... tineri, cântăm în alt fel. Nu se făceau topuri. Caiețele, ăsta e numărul 1, uh. ăsta e numărul 3, ăsta e numărul ce am mai mi... discutat. Mie îmi se pare o mare prostie asta cu topul că nu-i văd relevanța. Uh. Adică pentru ce ar trebui să spun eu că un țambalist e mai bun decât alt sambalist? Unde unde e relevanța? Între noi, cel puțin, niciodată nu s-a pus problema de meserie. Am fost prieteni, frați și fiecare și-a dorit ca celălalt să poată să producă, să, aibă grijă de familia lui. Locuri de cântare au existat. De ce să spui tu că e el și el? Du-te și muncește fiecare la, să muncească fiecare la locul lui. Sigur. Acum nu e așa. Da, asta, asta zic. E și o chestiune subiectivă în cele din urmă, că muzica e vibrație. Și exact. diferă foarte mult cum simt eu față de cum simte Bogdan. Exact. Mă rog, exact. în cazul nostru mai puțin, că le cam simțim la fel, dar poate n-am dat eu exemplu bun. Exact. Da. Dar sunt oameni care simt diferit. Da. Fiecare are o plăcere. Și mie de... s-ar putea să-mi placă de... mai mult un sambalist, lui Bogdan alt sambalist. Exact. Exact. Sau mie un contrabasist, lui alt contrabasist și așa mai departe. Dar n-are o relevanță asta. Dar pentru nu că trebuie nu am... să ne deranjeze pe noi. Noi trebuie să ne bucurăm că sunt apreciați toți. Că am rămas Sigur. o mână de oameni Sigur. în meseria asta. Clar. Nu, dar Clar. nu, încă o dată, nu văd rostul topului pentru că e ok. Mie îmi place mai mult și e topul meu și el lui place mai mult, e topul lui eventual. că fiecare ar veni cu un da. un top. Nu, niciodată n-am văzut povestea asta. Dar te îmbogățești din lăutărie, Leonard? Niciodată. Una peste dar, alta? Nu, nu ai cum să te îmbogățești, numai să furi bani. Aha. Să iei pe tot să pleci Aha. Atât Sau să-ți bagi joc de colegii tăi Luând salarii mari să nu i dai nimic și asta zilnic. Dar dacă totuși ești corect și câștigi banii care ți se cuvin și îi meriți, trăiești decent. Mm -hmm. Adică nu duci lipsa griji, nu duci grija nu, nu -ai, ai griji, da, 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 Dar nu la un nivel extraordinar. Da, nu, nu, ce -și nu, lumea. Deci nu de bogății. Nu, ca asta și asta nu, aș fi vrut A, Poți să... să te duci cu soția să mănânci undeva, să-ți iei o haină, să-ți plătești dările, să ai frigiderul plin. Cam asta, aici se rezumă totul. Să ai o mașină să poți să te miști. Astăzi, așa a fost și dintotdeauna pe nu, vremea. Nu, nu, am câștigat bani foarte mulți pe vremea lui Ceaușescu, dar n-aveam ce să facem cu ei. Normal. Ce puteai să faci? Dă cât chefuri? Da, Mai multe o mașină. Nu, dar, erau mă... o spețele alea celebre, cum da. când te întorceai de la treabă, se făceau dineurile alea, da. o spețele. Venea toată exact, lumea. Da. Am, venit, dat. da, am venit vă spun de la o cântare, de la un mare om care era cum. În fine, nu mai, nu, nu mai spun cine Și-am deschis geanta acasă Și i-am dat soției mele banii, s-a speriat Luasem o dacie într-o seară Și a zis, ce ai făcut? ce-ai făcut? Asta e meseria I-am da. câștigat, -am, câștigat, care... -am, câștigat tu am muncit Și am luat atâția bani Și nu aveam ce să facem cu ei da. Și la petrecerile astea de lăutari Când da. se termina cântarea, da. să mai și cânta da. Cântam și noi Aia zic, cum e să cânți două zile Și după aia să te întorci e... și tot Hai, mai pune și noi mâna pe instrumente când Unde parcă... să cânta? În continuare tot acolo? Între lăutari, da. Noi, Când... între noi, ne da? invitam. La... și tu, cântă și tu, foarte frumos. Și ce se cânta? Tot muzică de ascultare. Mai mult de ascultare. Mai mult de ascultare, Asta, da. Cum le place la lautare, mai puțin de joc, că mai jocurile... A, bine, să știi. da, am... nu să și cânta și de joc, jucam toți cu soțiile, frumos. E re... Au fost alte timp. Da, era și și, și breasla, bănuiesc că era mai mai unită, mai, mai lipită, da, da. da. De aia probabil și în rudirile. Era da, o mare o, familie. Uscru. Da, și cu metri, naș fi... o masonerie putem să-i spunem, dacă suntem un pic da. greu da, da, da. Sigur, într-un fel așa era, da. Sigur că da, pentru că trebuia chestiunea asta, trebuia cumva conservată în clan, între noi, și ajutor între noi, în primul rând, că la toate treburile, nunțile, botezurile care se făceau, eram invitați să știa că o să aibă lumea respectivă. Da, 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 da. Și ne ajutam, toți între noi. Asta la ascultare, pe asta o înțeleg, pentru că aici cred că intervenea virtuozitatea fiecărui muzician în parte. Dar ce cred eu, deși îmi pare rău, n-am prins, mi-aș fi dorit din tot sufletul, dacă cumva să mai întâmplă vreodată așa ceva, să știți că mă înscriu indiferent de vă oră, chemăm, zi. Dar vă, vă chemăm, Plec și din concediu dacă e nevoie. <laughs> pentru că am o bănuială că totul se reducea la admirație și nici de cum la invidie. Niciodată. Nu, nu există invidie. Adică eu cred că oamenii pe vremea aia când s-apucau să cânte fiecare să-și demonstreze virtuozitatea, era o, era o admirație și ar ei. mai fi o diferență, gândește-te că în ziua de azi stilul ăsta nici nu prea mai are cine să-l abordeze atât, bun, instrumentiști mai sunt slavă Domnului, dar mai ales soliști vocali, bucuria era să Foarte vină el la bătrân și să cânte niște versuri neștiute de nimeni să cânte o structură muzicală care la un moment dat se ducea în altceva și ce-a făcut, ce -a făcut asta aici astea, mă, aia era minunea de fapt. Bineînțeles că nu putea fi la fel de virtuos nea Gheorghe Lambru la 70 de ani față de cum era un drac împielițat de 30 de ani care îi mergeau mâinile pe acordeon și pe stânga și pe dreapta. Dar și la tânără la aprecia. Că, aha, ăsta cânta altfel. E alt stil, e altă poveste, e altă... Îl surprinde. Și... și, mi se pare că și asta e o altă problemă, că nu prea mai abordează. De ce crezi tu, Leonardo, că nu prea mai sunt atât de mulți soliști vocali care să abordeze muzica lăutărească? Crema toată a dispărut. Majoritatea solistilor vocali care am avut și au fost cei mai apreciați au murit. Foarte mai avem foarte puțini care și ăștia, la rândul lor s-au axat pe Marel. Mm -hmm. N-au mai respectat Ești tot acolo, tradiția, e buba. dar de... ne întoarcem la bubă. au dus unde <laughs> <sunt> <laughs> dus clar, clar, banii, e cererea. Unde sunt banii? Au dus bani, normal. Clar, dar, clar, dar... clar, clar, dar Deși sufletul lor a rămas tot în lăutărie. E lăutărin. logic ar, fiecare fiecare vrea să cânte tot ce s-a cântat, că a fost cea mai frumoasă muzică și rămâne. Dar să duc după bani. Norma, Acolo norma. Sunt. Și, mai, și mai e o poveste. În vremea aia eu știu că clienții în general alegeau întâi orchestra La noi și pe urmă solistul. Da. Acum? asta e o, da. e o, e o e distinție, distinție da. importantă. Acum e solistul cu formație. Îl sunt pe solist da. și zice aduci tu 4-5 băieți tu. de jur da, da. împrejurul tău. Înainte Acum nu? lumea nu lua nici restaurantul, înainte nici nimic venea. Opa. La mine, sau la Ionică, sau la George Udila, sau la băieții da. din, din orchestră. Da. până noi ne lua primit și până mă lua solistul vocal. Pe păi cine vreți să vă iau cu vocea și păi mă vorbești cu restaurantul. Păi ce chestie? Da, păi asta da. schimbă total datele problemei. Adică, sau un sistemul. Acompaniatorii. Da, da, da. da. Adică, formația reprezenta, de fapt, vedeta. Da, da, da. De asta și veniturile, probabil că se împărțeau în mod egal. Da, În sigur, ziua da. de astăzi, angajezi vedeta numele, adică solistul vocal, care probabil că la ea mă gândesc, eu nu știu, nu mă pricep, dar îl văd așa, un 90% el și 10% în partea Cam la trei părți. Cam trei părți e au cel mai bun. Trei părți solistul, <laughs> trei părți, o parte părți, părți în cel mai da, bun da, caz. Da, da. Din, păcate. în cel mai din bun caz pentru formație. Da, da, și spun asta din păcate, mie mi se pare că e, e, e complet anormal, dar s-a instituit chestia asta și până la urmă asta e o chestie foarte veche, e de la Sinatra încoace. Cam la Sinatra s-a sucit la primul disc al lui Frank Sinatra, da. știi ce scrie pe el? Harry James Orchestra și pe spate e o poză mică, mică cu solistul. Și în rest e tot big band-ul ăla uriaș cu ăia, cu tromboanele, cu trompetele. E de la discul 2, când au venit nu Vito Corleone ca în film, chiar adevărat Vito Corleone, și l-a asigurat pe domnul șef de orchestră Harry James, care a făcut și o prelucrare după Grigoraș Dinicu, după Hora Stacato la trompetă, foarte frumoasă, L-a asigurat scena din Nașul, că de acolo e luată. Da. Când 10 minute ori creierii matale, ori semnătura pe contract să-l lași pe băiatul ăsta să facă treabă cu el carieră solo, că ăsta e talentat. Și cam acolo a început să iasă ia solistul. Da, da, solistul da, da, da. să fie mai important da. decât orchestra. La noi, chestia asta a venit un pic mai târziu. Dar eu altceva voiam să te întreb pe tine, Leonard tranziția între generații de soliști că tu ai prins multe generații de soliști tu ai început să cânti cu Florica Roșioru cu aia bătrâni, da. dar la un moment dat ai trecut la Aneluța Neagu, la Costel Hanțul, la Ștefan de la Ștefan. Bărbulești care încă mai cântă și foarte frumos da. cântă uh, cum a fost tranziția asta? De la lăutarii vechi la lăutarii în generația intermediară ca... înainte de manele? Nu s-a simțit niciun fel de tranziție chiar dacă au apărut ăștia noi, erau și ceilalți vechi în aceeași formație, și Aha. chiar dacă erau ăștia noi care erau propulsați de publică îi vor, și ceilalți vechi erau tot acolo. Deci nu s-a făcut schimbarea rapidă. Să zici că au venit ăștia, i-am aruncat pe ăștia. Deci, no. foarte a fost atunci, a, la da. jumătatea anilor 90. A fost da, foarfeca. Da, 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 da. Și cântau și ei așa. Mm -hmm. Și respectul există. Hai, să mai dăm una din bătrân zic eu. Exact, să cântăm și noi o sârbuliță oltenească, că am lăsat oltenia neglijată, o sârbă cu luna. Frumos, hai. Ceaba e lumină Că ca e una bună. Ceaba, luna, lumintare, ca mi-ai inimă, mă doare. Hai, luna, fi voioasă, pe cât ești luminoasă, Măi mă Caută-mi locul ușorul, Unde-mi doarme puișlorul. Și voi, stelelor surori, De ce mă lăsați să mori? Spuneți-mi și voi ceva, Să-mi alinați durerea Să nu se botească Inimea lea să-mi topească Hai, lună, fii voioasă De cât ești luminoasă, măi, mă Și caută-mi locușorul Unde-mi doarme puișorul doar ai fost ca mine Că ai fost fată iubitoare Și părăsită de soare Tot așa lună și eu M-a lăsat soarele meu, mai mă Spune-i lună tu să fie Inimioara să mângâie În lumina Să rămâi pe Cât sunt eu de supărat Hai, lună, fii voioasă Pe cât ești de luminoasă, măi, mă Și caută-mi locul Unde-mi doarme puișorul Ești de luminoasă să mai mă. Și căpătămi locul juru, putem doar bepui șoru. Deci exact ce m-ai întrebat tu? când a venit Neluță, a venit Hanțu și sau Ștefan, cânta și la Ambru ce frumos și frumos mi-a zis Neluță Neagu, mi-a zis când a apărut Hanțu, nu mai avea stare țigă nimeni în București. Așa de mult mi-a plăcut expresia asta, că nu mai avea stare și vedeam agitația lui, a venit Hanțu să se duceau după el. Și la, la, ce se referă de fapt? Că se agitau foarte tare, deveni, era superstar. Era Super un idol, agitar. era, deci când apărea cu acordeonul la mica lui și cum era îmbrăcat și cum așa, mai trebuia să cânte. Adică, cumva se știa. Domnule, deci la Fântânele, de unde e și Onoriu. Mm -hmm. Și Hanțul și, și Neluță. Și da. Așa. Ne duceam să luăm, să plecăm la treabă. Cu mașinile să mergem unde avem, în toată țara. unde La el, în față, la casă, bine, față. Deci, de la 2 km până în fața casa lui, în casei lui, erau mașini care îl așteptau să-i dea, să dea. La moară. Da. Să-i dea ce? Arbăni pentru avansul pentru nut. Deci erau 3-400 de mașini pe 2-3 km întins care așteptau la rând să, să, să le aleagă. Bun. Da. Și stăteau că poate să prindă loc cumva în da, sensul ăsta. Da, da, da. că va veni peste 9 luni. respectivă, care a și la anul și peste 2 ani și fă de capul splendid. meu Da, bă, Deci, splendid. la ce nivel era succesul? Da. Și astăzi vorbea la impresar. Avem și noi o cântare? Mm. E o perioadă mai dificilă, <laughs> dacă e, poate, nu știu, vedem săptămâna viitoare. Și atunci dătea aia la cozmă, da, să dea armă. Da, da, Fai da, de da, capul da, da. Meu, bă, uh, Și bănuiesc că și asta cu, cu experiența cu Occidentul, uh, noi am mai povestit de chestia asta. Cum era pentru tine să spui că ești din România? Era o mândrie. Era mândrie. Da, cum? cum? Foarte frumos. Nu m-am ferit niciodată. Probabil după Revoluția au început ăștia să facă nenorocirile care au făcut pe acolo de... Nu, da. dar ei totuși știau că e comunism, că e dictatură, Nu, ne respectau că e... prin meseria care o facem și ne admirau. Era și cu comunist, ocazia dar asta... ei cântau peste orice da. capitalism. Da da da, 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 da. Și cu ocazia asta, spunând de unde suntem, ne făcea și nouă mândrie că putem să vorbim despre țara noastră. Da, 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 da. da, Și a, uite că au și oameni buni și oameni de mare nivel sau ceva de genul ăsta, nu? Adevărul e că pe vremea aia cine reușea să o ușchească de pe aici să fugă erau cam valori. Deci nu prea aveai cum să ai o percepție nasoală despre România la vremurile alea. Cel Acum mult puteau gru. să spune sunteți un popor chinuit, oropsit, că da, e da, comunism, da, e totalitarism, da, e da, dictatură. Da. Dacă Dar, ca și talente, nu. Din punct de vedere valoric, valoric nu puteau nu. decât să aibă respect. Nu, dacă nu. talente, în continuare, eu cred că stăm foarte bine. Problema fundamentală e că tinerii nu prea mai vor să mai vină din urmă, pentru că e situația de așa natură. Și pentru că nu îi nu, nu mai poți motiva la un moment dat. Adică dacă vine un puști de 15 ani la Leonard și îl învață țiplă cu țambalul, în 6 luni de zile îl scoate zbeu, da? Și, then what? Cum zic unde, americani. Unde duce, unde? adică unde... muzica e una da. music business-ul da, e alta da, și da, atunci așa. din punctul ăsta de vedere că vorbeam și de băiețașul ăla pe care l-ador de la Ștefănești și de puștia aia care cântă foarte bine cu viorile, mi-aș dori să fie mai prezenți, mi-aș dori să să-i să văd în anumite contexte să facă și alte lucruri să... adică mi se pare că în epoca aia cenușie și de tristă amintire așa cum era exista totuși ideea asta de pepinieră de talente, hai domnule să da. luăm ăștia 20 da. de oameni să-i trimitem la export să facem noi niște bani cu ei. Ok, putem să facem asta și acum. De ce nu? Mai ales că acum e și pe față, că e capitalism, adică nu mai se umblă cu fofârlici ca pe vremea aia. Mă, dar n-ar putea să revină muzica asta, oare? Pentru că, vezi, în muzica ușoară există acest uh, curent retro. Dacă stai să te gândești în house music. Da. acum s-a întors, uh, foarte mult este sunetul disco al anilor 80. Uh -huh. Uh -huh. Tot ceea ce înseamnă muzica electronică astăzi este uh, remake după muzica funk anilor 70. Eu cred că aici e mai mult de atât. În experiența mea, eu am întâlnit numeroși studenți da? și tineri foarte bine pregătiți, cu vârste cuprinse între, habar n-am, 17 și 20 de ani, care adoră muzica lăutărească. mult mai mult decât muzica populară. Dacă le spun de Maria Ciobanu, de Dolănescu și de Irina Login, nu le place. Dacă le spun de Siminică, de Romica și de Gabiuluncă, le place. Și aici Poate cred. că, că e sunt... mai apropiată de suflet asta. Eu cred că sunt trei Probabil. motive, cred că sunt trei motive amestecate, dacă mă întrebi. Unul ar fi. Uh, să zicem, o încercare de renegociere a împăcării cu țara mamă, că mulți se mai duc pe la un Erasmus, mai pleacă până Occident și ce să le prezinți de la tine din țară? Păi poți să le prezinți manele, poți să le prezinți muzica aia populară contrafactuală sau poți să le prezinți lăutărie și lăutăria îți place că e mai jazzy, e mai liberă. Ce? Asta ar fi una. Al doilea motiv cred că este uh, dacă vrei, uh, sigur, curentul ăsta retro, de care vorbeai și tu, că are un, are un feeling, de are un parfum un de, altă de, dată. De, de altă dată. E un fel de da? România interbelică, așa. Și trei, și cred că și motivul ăsta e important, uh, există mult mai puțin antițiganism în generațiile tinere decât exista în generațiile trecute Corect. de 50 de ani. Corect, La puștii aici. de 15, 20, 25 de ani nu i mai interesează. Ei știu că Biju, și jadorăia de-i văd pe YouTube, sunt romi. Dar nu le mai pasă. Așa este, da. Nu le mai, nu ei, le mai ei pasă. ar dori să fie țigani. Exact. Chiar spun că exact. eu sunt țigan și nu e Exact. Doresc exact. să fie țigani. Exact. Și atunci mi se pare că o combinație dintre aceste, acești trei factori ar putea sta la temelia unui revivalism care e adevărat, de e adevărat că ține mai mult, cel puțin în experiența mea până acum, ține mai mult, mai degrabă de... Nu știu cum să zic de interesul ăsta foarte strict al tinerilor de a studia muzica asta, de a o studia, de a o arhiva, de a o discografia. Pe Discogs le arată impecabil paginile lăutarilor clasici. Dacă intrăm pe discogs.com, avem discografia pusă la punct la Siminică, la Romica Puceanu, la Gabi la frații Gore Țiplă. Sunt niște hipsteri pe undeva care, care le aranjează, frumos. doar că nu prea pun mâna ei. Aici mi se pare că e pasul suplimentar. Luați-mă copzele în brațe. Luați viorile în mână și studiați și asta, că e important și asta, că altfel o revivaluim, dar o revivaluim ca la muzeu. O ținem și o punem în, da. într o da, coșeță da, da, de da, sticlă. Ce zici, da. Dacă vrei. Adică ăsta ar fi pasul suplimentar. Da, mă și gândeam că poate vine și din pricina faptului că uite, de exemplu, țambalul e un instrument foarte greu și la propriu la figurat. Da, da, da. da dar acum avem, avem alte Poate vine cineva cu un sambal din carbon să sune la fel și să fie Mi? foarte ușor să le ia. La... Eu, 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 eu cred lumea. că soluția este căruciorul foarte bun. Eu cred că soluția este că există o grămadă de oameni care au nevoie de joburi în țara asta. Ar trebui să aibă oameni la cărat în permanență și cred că clienții ar trebui să înțeleagă lucrul ăsta. Domne, îți aduc o pianină. Ești nebun la cap? Vrei pianină sau vrei să-ți aduc un sintetizator? Poți să-ți aduc un sintetizator cu o orgă da. de lumină care da, sună pian, dar normal. nu e același lucru. Dacă normal. vrei pianul în casă, ușor normal. cu pianul pe scări. Așa că mai este, discutam. Da. Adică, normal. mi se pare că are și un prestigiu. Uite-te da, un pic la Leona, cum arată spatele da. lui. E o chestie păi nu, de... totul, totul e din același tablou, dacă stăm să ne gândim acum. Asta spun, am intrat într-un salon. Că Stai, domne, acum vine eu... vine să-mi dau pălăria. Da, noi suntem, da. mă rog, reprezentăm o generație da. mai rebelă, așa și pentru că am fost am simțit mult presiune când eram, cel puțin eu, când eram copil. Și acum simt nevoia să fiu mai rebel, știi? Și mă îmbrac doar la ocazie, așa cum vă îmbrăcați noastră. Tot timpul. nu așa sunt obișnuit. A păi știu. No? De mic? Nu a rămas ca o etichetă. N-am cum. Cred. Și mai ales că la sfârșitul anilor 80, aia era vorba, mâine la 1 vă așteptăm în curte la obiceiuri, nu? Săptă zi, de zi, zi de zi, mâine la 1 vă așteptăm. Deci asta erau evenimentele, aveți zi de zi, aveți cântări? Da, da, Deci din 365 sau 366 de zile, noi cântam 350-355 pe an. Vai Câte de 24 de ore. 20, zi de zi. Câte 20 de ore pe zi cântați? Da. Nici mie nu mai vine să cred. Da, ziceam, spălatul două ore, două ore dormit în mașină și next. Așa e. Din 24 de ore, 20 de ore le cântați. Da, și 6 din 7 zile sau 7 din 7. Fai de capul meu. Nu scăpam, scăpam de oameni. Păi dacă ziceți că erau coada la omul la 300 de mașini, 30 de mașini. Nu, că nu, asta nu mi se dă în cap. Bă. Coada cu mașinile, eu am coada asta cu mașinile doar când nu se mai găsea combustibil și erau, știi, cu duminica apară și împară și erau niște cost <coughs> la peco ceva de țăreau capacele. Probabil că asta i-a făcut și pe oamenii, nu? Că tu ai cântat în Olanda, în Norvegia, în Danemarca, în Germania. Publicul ăla meloman, ceva mai rafinat de acolo din Occident, a simțit treaba asta instinctiv, fără să știe că erau mașinile la poartă, fără să știe că, că, că oamenii ăștia cântă 20 ei. ore. Exact lor plăcându-le foarte mult muzica asta live, improvizată, mm. gen jazz, putem să-i spunem, au zis, stai așa că ăștia nu cântă niciodată la fel. Ăștia mm. acum cântă așa, acum cântă așa, acum cântă așa Ce? și sunt niște muzicieni care alerg atât de bine încât de asta în Europa Occidentală și Europa de Nord mă gândesc că fenomenul ăsta a fost deosebit de apreciat și deosebit de prețuit. Pentru că e mai greu să fie prețuit când avem griji, nevoi și supărări. Ce? Ce? Adică, Sigur. Și că tot ai făcut două referințe până acum, hmm. ai pomenit de două termenul jazz, eu chiar cred că muzica asta face parte din jazz. Păi sigur că da, e fără partitură, nu? Da, e, e muzică venind din inimă, exact. e improvizată în cea mai mare măsură, adică are, are toate caracteristicile. improvizată. Și armonic și ca și orice. Tot. Și ei au înțeles primii că asta mi se pare ciudat. Mie mi-au spus oameni din Germania sau din Franța că păi voi aveți o muzică aia, lăutar music. Ei nu prea le foarte clar ce e cu lăutarii de țară, ce e cu lăutarii de oraș. Ei da, se da, referă da. doar la muzica lăutărească-țigănească de București. Când spun asta, music. Ei uh -huh. la asta se referă. Okay. Dar voi aveți o muzică care e un fel de blues, care e un fel de jazz. Întâlnind asta la oameni din Europa centrală și de vest, într-o mult mai puțină măsură am întâlnit-o între români. Să vină și un român să-mi spună, păi avem și noi flamenco-ul nostru, avem și noi manușul nostru, da, avem mă. și noi. Da, mă, dar nu e timpul pierdut, pentru că, uite, nu. noi începem să vorbim de lucrurile astea și, după cum ai observat și din comentarii, sunt foarte mulți tineri, mult mai tineri decât noi, care n-aveau niciun fel de chema, adică nu, nu simțeau vreo apropiere anume pentru muzica asta și o descoperă și oamenii mărturisesc. Spun. Asta e minunat și mă înclin și în mie. fața lor și mă bucur enorm. Și când văd, am 17 că... ani și n-am auzit muzică de-asta mi-a plăcut de foarte mult, extraordinar. Deci și acolo, mi pare pentru mare mine, e cea mai mare satisfacție doar. când văd comentarii de genul ăsta. Și ca să mai vin, să mai pun puțin punctul pe ei la povestea asta cu Jezu, vreau să vă confirm că muzica lăutărească veche de care vorbim e prezentă în marile festivaluri de jazz din lumea asta și doi, păi nu mai departe de maestru aici de față, a fost eu am aseară, documentându-mă pentru emisiunea de astăzi, mă rog, încercând să mă încălzesc pentru emisiunea okay. de astăzi, am revăzut cu drag niște imagini de la Viena, cu Johnny Răducanu și o întreagă orchestră în care, bineînțeles că era maestrul cine la Cine zambar. era cu vioara? Era Cornel Bosoi. Cornel Bosoi, minunat violonist. Da. Și era parcă și Costel trompetist. Costel Trompetistu, da. socul meu, Gheorghe Lambru, Gheorghe Lambrou, Nelu da. Bosoi cu clarinetul, da. Cornel Gutui, chitara Chitară, și cu vocea, da. Chiță cu basul. Chiță Cu adres. Da, era cu basul, formația da. mea care eu i-am prezentat cu Unea da. Cum a fost da. întâlnirea cu marele Johnny Raducanu? Eu cu Neagioni colaboram mai demult, de mult dinainte cu George Carabolea, care e în Canada, aveam turnee în Berlinul de Vest. Ia uzi, ia uzi, Da, și toate repetițiile le făceam la mine acasă și el tot timpul îmi zicea, fiară, de ce, mă ținea de scurt, că eu făceam foarte multe variațiuni și trebuia să stea mai cu ochii pe mine, să să, <laughs> să, 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 nu ies de șablonul lui. Dar mă iubea foarte mult și am colaborat 20 de ani cu Nea Johnny și am învățat foarte multe. Johnny, foarte având multe. în sine o poveste foarte interesantă, el este strănepotul unuia dintre cei mai importanti săutari din secolul XIX, se numește Ioan Petrea Crețu Șolcan, a fost descoperit de Gheorghe Dem Teodorescu, importantul folclorist din secolul XIX, care a scris și niște reviste de caterincă, de satiră, una dintre ele se cheamă Ghiță Berbecu, un fel de stră-străbunic al Academiei Cațavencu, cu caricaturi evreiești la coadă. Okay. El l-a descoperit pe Ioan Petre C Crețu Șolcanu, și l-a adus la Ateneu Român, a fost primul lăutar de țară care a cântat la Ateneu Român în fața unor public, adică au venit doar Aristocrat, că nu mergea sigur, la Ateneu, erau, sigur, erau sigur, da. puține locuri, uh, și a cântat 11.000 de versuri într-un spectacol de... 4 sau 5 ore, El demonstră, încercând să demonstreze legătura noastră cu. Așa erau ideile aristocraților pe vremea aia, el încerca să demonstreze că e un fond vechi de tip Homer. El le-a făcut o la sfârșit și a zis: bă, Onor public, ați auzit 11.000 de versuri, asta înseamnă 10 cânturi din Iliada, 8 cânturi din Odiseea și încă vreo 3 de Neneida lui Virgil. Adică avem poemul la epic da, 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 da. din Antichitate, da, da. îl avem în glasul unui lăutar de la. Și acum îți dai seama dacă el i străbunică to El a cântat la contrabas deosebit, după care da, la un moment da, dat da, a trecut la pian, pian da. dar trăgându-se dintr-o dintr familie de chiar de lăutari cu rădăcini foarte, foarte vechi, Petrea Crețu și Olcanu chiar anterior lui Cristache Ciolac. Adică deja vorbim de, de jumatea secolului nou. Avea muzica asta în sânge, John. Da, era nebunit da, după da, muzica da. și în general după lăutari. să vedea că era topici, mă uitam în înregistrări, că într-adevăr el a dezvoltat la pian niște teme, după care au început băieții, și el a sărit de la pian, într-adevăr, să-l potolească pe Leonard, înțelegi? De deci da, făcea tot timpul, da, da. ușor, ușor. <ride> <laughs> <laughs> și să vedea că Leonard era, parcă era, dacă ți aduce aminte de... Păpușile mapeți, era toboșarul la care era ținut în lanțuri, <laughs> da, știi exact, că era să Așa, era, el calm, 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 Leonard, probabil îi zicea că nu, nu, dar se vedea că era Nu, dacă mai vrea, să mai fac ceva, nu mai mă uitam la el. Da, era, era, Am făcut-o, lasă-mă să o fac și treaba, nu? Excelent, excelent. Nu, și el a crescut în. în, în uh, Johnny Raducanu a crescut în, într-un București cu mult mai puțini locuitori. Asta e o, e o, chestie la care trebuie să ne gândim. Era mult mai puțină lume, se cunoștea toată lumea cu toată lumea. da, sigur, a, sigur. A crescut cu pălăriile Borsalino. A crescut într-un într București cu mai mulți bucureșteni. Exact, exact. Pălăriile Borsalino cu găinarii de veneau de la țară, de-i păcăleau șmecherii de la București, le trăgeau pălăriile pe cap și le luau banii din buzunare. într-o epocă în care povestea la un moment dat într-un interviu, îl mai revăd cu drag din când în când, când povestea că, bă, când eram eu mic, și hoții dacă furau și furau de la un student la medicină, se întâlneau între ei și zicea dați-i cărțile înapoi la băiatul ăla că ăla știe să scrie, bă, asta cu onoarea hoțească și că avea niște chestii fa fabuloase, mă bucur că... Că ne amintim de el. Ar trebui să ne amintim mai des, mă gândesc, sigur, de Johnny sigur, Mă parcă ar merge și una de asta dezvoltată așa pe țambal mai, de, mai, mai dinspre dimineață. Că deja cred că da. ne-au încălzit suficient. Da, nu crezi? Da. da, da. Sau-ți e frică să nu cumva să încep eu să iau razna pe aici? Nu, aș, propune o, doină, aș propune o doină gorjenească. Da. pentru un copil. Ai, lasă copilul la dracu și dă-i lui moșu săracu. Copilul-i copilă, rosă măi, pe Mă rupă jos, mă, și nu tragi niciun folos, mă. și încep să plâng Mă gândesc la viața mea Și mă prin ca bălbăra Păi de m-aș face ca o dată De m face ca o dată Nu m-aș da pe lumea toată Să mă mai fac cum am fost băiat tânăr și frumos Ce prindeam, puneam pe jos și sărutam cu vorbos Aici și la timp de neputere Nu vreau bani, nu vreau avere Nu vreau bani, nu vreau avere Vorbă bună cu plăcere Vorbă bună și mâncare Cât o haină în spinare Ca am muncit, Doamne, am muncit Și-am trecut prin ploi și vânt Și scuturam tufele și toate noroiele să câștig paralele Să nu zică ori și cine Că am trăit degeaba în lume Păi nu zică copiii mei Că n-am muncit pentru ei Că n-am cântat pentru ei Mi-am luat pâinea de la gură Ca să-i dau la învățătură Că va veni vremea ca mâine când lui cere și o pâine, când lui cere și o pâine, șapte ob ne pot să crese, crese micugule să fiu la nunțile lor. Nici atunci n-aș vrea să mor. Mă. Păcat că am îmbătrânit, se cheamă cântecul, de fapt. Păcat că am îmbătrânit. Mie îmi place și așa. Păcat că am îmbătrânit. Bă, dar cum e cântecul ăsta? Foarte frumos! Păi de... -a, da. Mi s-a ridicat părul pe față! Eu. <laughs> eu am auzit varianta asta, prima parte... Mie aste... încă nu mi s-a culcat la după mână! Ăsta e un, e, un, e un cântec pe care l-am compilat din două interpretări. Te prima rog. interpretare, prima parte pe care am cântat-o este o doine gorjenească pe care o interpretează o, o mare lăutăreasă de la Gorj, Relaciulei, una din ultimele lăutărese gorjence care mai cântă și cu chitara. Eu ți-am dat ideea că am făcut fa majorul da? exact. Pentru că mi-am adus aminte după acum? aia de un alt cântecel. Ei, -ai spus și uh, și le-am le -am amestecat. Și dezvoltarea, partea ei. a doua, este o doină pe care am auzit-o la un strălucit lautal de la Părău de Pripor. Județul Gorj, Marian Argint. Zis Vică Argint. Tu ce memorii folosești, Bogdan? scuză mă că te întreb. Sunt curios. Doamne, dar toți lăutarii când mă întâlnesc cu ei, primul lucru asta mă interesează. Al cu cum îl cheamă, ce repertoriu are, ce știe să Cât cânte. Cât mai Mă, nu știu, mai mai șterg din fișierele vechi, mai dar asta cu acolo la, cred la anexa că... de lăutari mai da, le da de câte module, de câte 12 tera, acum ar veni Da, mi-e foarte drag de ei și îmi place de fiecare dată când am oportunitatea să le spun numele Să spun Rela Ciulei și soțul ei Liviu Ciulei, să spun Marian Argint, Vica Argin și toată familia lui Arginții de la Gorș Care sunt minunați, pentru că nu îi mai pomenește nimeni și ei sunt acolo. Cântă în continuare. Au mai plecat în Italia, până în Spania, până ce s-a mai întâmplat acolo. Dar cântă, adică, cum să mă duc la Târgu Cărbunești, la Baia de Fier, la Prău de Pripor, în zona aia minunată și să nu... Nu știu, ei... Chiar cred că dacă le-ar bătea turiștii la poartă, are și să frigă o sărbuliță. Acum mă faci pe mine să mă simt foarte prost, pentru că eu am fost anul trecut acolo într-o deplasare cu o rulotă și am campat wild, cum ar veni. Deci în sălbăticie, da? În pădure. Deci, să fi știut eu ce era în zona aia acolo. Da, am filmat cu familia lui Nicolae Bâlteanu pentru Flavors of Romania, cu Charlie Otley și cu Alasdair Grant. Minunat! Da. Am filmat pe urmă By dar the way, a pentru cine e interesat, episoadele sunt, sunt în continuare pe Netflix. pe Netflix, da. deci cine vrea uh, să le vadă, cu drag. Am filmat pentru fragmente pe urmă pe nea Johnny Pițigoi și toată ceata lui Pițigoi, nu m-aș întoarce la rima aia rasistă cu Dain pe doi că pleacă tot din robie, dar noi o știm cu toții în toată da, țara da, da, asta da, da. cu ceata lui Pițigoi. Cine n-a văzut încă fragmentele, eu sunt cel care vă invită să le vedeți pe YouTube, exact așa le căutați cu numele ăsta. Uh, e și un podcast în care Bogdan este co-host. Și în continuare Gorju, pentru mine, este ultima zonă a țării unde repertoriul mă mai convinge de originea lui țărănească. Pentru că în toate celelalte zone, dacă mă duc de exemplu în Moldova de sus, tot la Botoșan și la Suceava găsesc lăutarii. adică la oraș. Ei, la Gorj Aha. sunt mulți la Târgu Jiu, într-adevăr. Dar găsesc și la țară. La țară nu prea se mai găsesc lăutari care să știu eu că tăticul a învățat pe fiul. Asta e o chestie foarte specială care s-a mai păstrat. Așa era în toată țara înainte. Dar acum, dacă vreau lăutari de vâlcea, mă duc doar la râmnic. Că nu mai am la govora sat, nu mai sunt. Dacă vreau să găsesc lăutari de cluj, nu mă mai duc la frata soporul de câmpie, mă duc la cluj, în oraș. Ei, la gorș nu. La gorș sunt la târgușiu lăutari, dar și pe sate. Sunt câteva sate de lăutari, încă mai sunt, încă mai sunt și încă cântă țărănește. Braicea, braice a Braice, basul bas, vioara-vioară, solistele nu prea mai iau chitară în brațe. Eu le mai încurajez în partea ei la televiziunea română la Vedeta Populară, le mai spun la alminte, luați-mă și o chitară în brațe, că sunteți haioase, nici Maria Lătărețu nu știa multe acorduri. Dar sunteți haioase așa, că sunteți rocărițe, un pic. De ce nu luați Tam, și o chitară în brațe? Era moda atunci, așa, exact. Când noi Cum? am tot pomenit. Chitaristă. Aia... Da, 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 da. Ați mai pomenit voi un nume de multe ori aici, ștefănești. Da, localitatea Ștefănești a fost o vatră de lăutare importantă. Ilfov, cred. Ilfov. Da. Ha, deci da. aici, la da. de băț. Sunt... Deci era așa, Bolintin, Ștefănești, Fântânele, de jur împrejurul Bucureștiului, Bobești-Glina, Glina. Dumnezeu să-l odihnească Milan de la Bobești, și noi de la Bobești încă trăiește, dintre lăutarii vechi vorbesc, cam astea erau de jur împrejur, no. după care ușor-ușor călcai către Vlașca. Cum ajungi Clejani, Clejani aproape, 40 no. de kilometri. Deja Clejani, Naipu, Ghimpați, Uh, Gratia, Dobrotești deja mergem pe părțile telormanului acolo, deja Te se cântă Taylor, țărănește da. acolo deja începe să se cânte da, țărănește, da, da, nu da, da, se da, mai da. cântă lăutărește, neapărat, dar de jur prejurul Bucureștiului uh, a iradiat muzica asta care nu începe cu foaie verde, cum îmi place mie să spun. Și acum ștefănești, a rămas un fel de pol așa, de cuip, de Ia o pepiniere pe pentru... continuare Buni bun, niște copii acolo. foarte buni, talentați care vin foarte tare din urmă și, și talent. Sunt și încă se păstrează în zona asta de folclor de lăutărie veche? Da, Da adică au, oam... au și părinții care sunt muzicani și au dat interesul, i-au dat la școală de muzică plus că învață acasă, pe prins pe cum se spunea odată, muzica lăutărească adevărată tradițională. Deci băiatul ăsta de ei se spune argentul viu da. ăsta de 19 ani m-am întâlnit cu el odată la șa Dristor. Mi-a fost și rușine să vorbesc cu el, arăta ca un lăutar bătrân, am crezut că are 70 de ani, numai cum stătea costumul pe el, cu era cu vioara în mână și aștepta acolo la șa la coadă și n-am avut curajul să mă duc să mă apropii de el, să-i spun două <laughs> trei vorbe, să zic bă, ești superb. Efectiv ești superb, așa să rămâi dar da, știu că e o vatră acolo, Eu, singurele mele informații sunt YouTube, Facebook, că ei postează, ei postează și foarte bine fac. Sunt, din punctul ăsta de vedere, mai ancorați în prezent. Sigur, Hă? zic sigur, păi nana, na, 18 19 20 de ani. Și da, părinții da, da. lăutari. Asta, da. important. E important, important. că și-au dat interesul vis-a-vis -vis de copiilor. Sigur, da. sigur. Nenea Leonar, sunteți pe structurile astea, ca să zic așa, sociale, pe Facebook, aveți nu, prea. Nu prea, nu prea, m nu m interesat, nu m-am uitat. Nici n-ați avut timp, cred eu. Nu neapărat. Acum doar, domn. în pandemia asta, dar până acum. Mai mult soția mea este pe asta. E rar. Eu, da. eu, le am cu pariurile fotbalistice, cu altceva. Nu, niciun de fotbal. Nu. Pariuri loto. Nu. Fotbalul v-a plăcut de întotdeauna. Pe, am jucat și fotbal. E, vedeți, am avut eu o bănuială. V-am prins aici. Ia. E, am ținut cu Dinamo până la vârsta de 12 ani. Am, am și jucat în echipa de pitici la Timar, fostul antrenor, mare antrenor la Dinamo, și când l-a arestat pe tata Ministerul de Interne, am zis, nu mai țin cu Dinamo. Normal. E echipa la polițiști care l-a arestat pe tata. Și m-am mutat la armată la mărți, la ei. Și sunt steliți de, de, atunci. Și am rămas fan steau. Da, ați și jucat, asta e partea am cea mai frumoasă. Da, da, Până da, da Am m-am bolnăvit de hepatită, a trebuit să nu mai fac efort și mi-a zis tata, gata, termină cu fotbalul și pune mâna serios și să să Și am lăsat. S-a terminat uh, șmecheria. Da. Dar cum era când aveați bonă germană? Că pe, mine mă fascinează să asta. Aveam toți copiii. Eu stăteam într-un într bloc de mei. Okay. Tata fiind angajat de la Sambul Ciocârlia, în, în Berceni. Toți copiii de acolo erau copii de maiori, coloneli, generali, cu... și toți au decis, împreună cu mamele copiilor, să aducă o fraulerină care să ne învețe germană, o bonă, și care în același timp vorbea și franceză. Și ne întâlneam la fiecare în casă și făceam lecții. Eu ce frumos. Bine, franceza și engleza vorbesc de 40 de ani. Acum, la cât ați fost plecat, mă da. gândesc că franceza ați mai perfecționat făcut, în da, fața locului. În Canada, 20 ceva de ani, în afară că am făcut-o la școală, la liceu, franceza și engleza, am învățat-o datorită... Și nevoie. Și urechii și mi-a plăcut și am învățat. Plus Asta că, că... că lăutarii stau bine la limbi străine, că... Da. Au ureche, Se... mă, și prind da. imediat, să da. îți dai seama, da, normal. E, franceză citesc, scriu astea, și engleză am adăugat Și italiană, unde mă duc eu, n-am vrut să mă pierd. Și germană și tot. Dar cred că vă și cam știe lumea pe unde mergeți. Unde nu mă știe, trebuie să aflu eu unde să nu mă pierd. <laughs> că poți să rămâi singur pe stradă și ce fac. E vreun loc în lume unde n-ați ajuns? Da, n-am ajuns în Australia. Cum de n-ați ajuns în Australia? Că e comunitate destul de puternică de România. în Nu am fost solicitat cu țambalul, probabil, dar rest am fost toate continentele. Peste tot ați da, de la 14 ani. Și cu, când mergeți cu țambalul, cum îl cărați? Cu... Era posibilitatea, acum e foarte greu să mai pleci cu țambalul pe avion. Înainte îl puneam la cargo, aveam, am capac, ăsta, am... Un, fel de case special, case, da, o case Special, o, o, da, da. special, plus plastic, plus... Îl duceam. S-a întâmplat să mai pățesc probleme la ele mi s-a mai rupt picioare, astea, colțuri, dar am ajuns unde trebuie și mi-am făcut treaba. Am prieteni în străinătate acum, unde ajung, dau telefon și împrumută instrumentul, că altfel n-ai cum, nu te descurci. În toată Europa și nu în America. Dacă e nevoie să ajung, am prieteni care îmi dă instrument. Încerc. Îmi că și eu dau. Eu am patru Normal. țambale. Când vine cineva și are nevoie, ia du te fost Dar la noi cine ar putea să vină să aibă nevoie de țambal? Uh, unguri. Da? Da. Cum? Ungurii vine, Nicolae fierarul din America. Exact, da, bine, exact. normal. Prietenul meu, pe care să sta, l avem aici, aluda, la Caminul Cultură, are nevoie, am zis, ia ambalul de la mine, care vrei, când vrei. Tată, și tu, când vii în America, îți dau câte-ți ambale, vrei să-ți faci treaba. Normal, deci normal. se creează o posibilitate. Uriaș și Da. Și mare respect pentru dus. Mi-asta mi place cel mai mult. Când vă aud că vorbiți așa frumos unul de celălalt, vă spun că am îmi Am mai rămas și inima. puțin. Am mai rămas o mână de oameni. Și în, în Garda asta. Veche, da. apropiat de tata. Ultimii și... mohicani. Da. Și oameni cu bun simț și respectuoși. Și cum să nu iubește așa și oameni? Și meseriași. Da, exact. Cred. Mai rară combinația, apropo, să și cândți luna și stelele de pe cer și să, și să și ai și caracter. Da. Mi-am aminte că ați povestit la un moment dat când ați mers cu tata la Budapesta, cum era după ce îl așteptau să și cânte puțin, dacă se putea? Deci s-a aflat că a ajuns tata la Budapesta și a doua zi... -a... Erați într-o excursie, practic, da, nu? Sau da, cum? da, da. O săptămână am fost în excursie, toți cu familia și a doua seară s-a aflat în toată Budapesta că tata e acolo și au făcut la un restaurant o masă de 60 de invitați numai muzicieni toți muzicanții de, de la Budapest, l-au așteptat toată lumea. Familia Lakatoș, toți toți clanurile a... celebre de la Budapesta. Toți, toți, toți muzicanții da, celebri da, l-au așteptat. Da. Toți în picioare, i-au făcut culoare de la să treacă printre ei, mai că nu au vrut să-i pupe mâinile, în fine. L-au așteptat cu cel mai bun sambal și a așteptat să cânte. Și după ce a cântat, toată lumea a venit lângă el în genunchi și l-ascultau și plângeau toți. Că a venit pe el lui să spunea King. To Regele. King Tony, da, King Tony Dracula. King Tony Dracula, ce mișto nume, mă. Excepțional. Da, bă, da, 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 Să știi că mie mi se pare că Tony Ordache avea puțin un simț, probabil că din deplasările pe care le tot avea în lume și că fusese, nu, Japonia, care era o țară în care oamenii erau culți, era tot pus la punct peste tot, eu cred că el dezlușise puțin tainele marketingului. Da, sigur că da. Pentru că, că da. mă gândesc așa la grija asta, știi că Lucu. îi zicea maestrului domne, tu poți să cânți cu puștia de la Brașov, dar de tu funcțiu. la cântări da. mergi cu cine zic eu. Că era grija față de nume, Sigur cred că eu. Da. Și față de bătrânii experimentați, Ca care te înveți, puneau în alte, alte un... dificultăți. Da. Învățai repertoriu de la ei. Că ea tineri ce să știe, știau și ei trei cântări amărâte. Că ea bătrâni știau sute de cântări și atunci acolo îți făceai mână. Tot creștea, cu moșnegi. adică e clar că... Creștea mai mult decât un copil talentat, creștea un nume, era evident lucrul ăsta, știi? Da, chiar da, chiar da. Și înțelegerea world music și eu am spus-o și o să o repet, dacă Tony Ordache depășea momentul 1990, în momentul ăsta noi în manele aveam țambal. Eu sunt convins, e teoria mea. Pentru că atât de mult îl iubea pe Dan Armenca, și atât de talentat credea că este și ai că o să schimbe asta muzica și o sucească și el înțelegea toată harneala cu world music și cu global music și cu așa, încât ar fi făcut niște lucruri acolo. Dar și n a mai avut da, cine. Umbla, 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 și acolo, umbla și acolo. Eu cred că dacă el ar fi trăit până la un 92-94, ne a murit în 88. 88 în februarie. 88 februarie. februarie. Dacă mai trăia un pic și după Revoluție, poate, nu știu. Mie sau, îmi place asta cu alternate sau, history. Sau, sau poate nu s-a ajunge aici. E, și asta, și asta, și asta. Acum că îmi zice așa, știu mă gândesc știi cum mă gândesc acum la Tony Ordache după tot ce, ce ați povestit voi aici, mă gândesc așa că la un fel de Miles Davis este, al muzicilor tărești la noi. Este, este. Că era totuși uh, un doar vizionar. că nu era la fel de rău ca Miles Davis no, tata... era de o blândețe fantastică tata și asta mi-au spus toți colaboratorii lui dar unde intra, da. unde intra, toată lumea asta, uh, se bloca. Adică nu mai vorbea nimeni era, că uriaș. era un președinte era, de stat, era mic și ceva, da. era de mic, era de mare. Și nu era un om ca să impună sau să fie rău, exact ce a spus da, el. Da. Dar impunea respect numai că îl vedea lumea. Și gata, tot se blocau și se făcea liniște. Unde intra? De ce oare? Fiindcă era Tony Ordache. <laughs> Excelent! <laughs> și fiindcă noi astăzi suntem uh, foarte norocoși și bucuroși să-l fi avut pe Leonardi Ordache aici în fața noastră și să-l fi ascultat și ai văzut ce... La bine, la, acum meritul a fost comun la asta, la ultimul cântec ăsta care... Nu, nu, deci eu încă o dată, deci o catifelare, nu, nu mai vreau să mai spun că oricum, e eu regulă. Eu mulțumesc foarte regulă. mult că am fost invitat la dumneavoastră și e onoare. Și când aveți nevoie să fiu prezent, sunt cu cea mă mai, fac mai mare mic de inimă. Tot dacă am mai, mai continuați mi... așa. Nu, pe cuvântul da. om. Adică e o onoare și pentru mine că m-ați invitat mă în emisiunea foarte, dumneavoastră. bucur foarte este mai mult decât flatan ce spuneți. Cu Bogdan sunteți colegi și de meserie, cântați pe scenă împreună. Am și cântat împreună foarte și, frumos, și sper braf. să mai cântăm. Să fim sănătăși. Eu am sentimentul ăsta că, nu știu, am, am făcut ceva bun și Dumnezeu mi-a dat șansa asta să vă întâlnesc, să vă întâlnesc, Eu să vă, vă, vă văd cumesc, că nu mai... din apropiere. E un, e un mare noroc pentru mine și o mare șansă pe care aș fi fost fraier să o ratez, dar nici nu se punea problema. Adică Clar, clar. Nu e de Mă contactați Oricând, oricând, sunt, oricând, cu drag, oricând, cu drag Și sunt prezent Am, am simțit-o asta de la prima întâlnire pe care am avut-o cu Bogdan aici Bine, am simțit-o mai de mult și am tot pândit momentul. Am zis că e momentul să-l prind odată pe Bogdan, l-am prins la un podcast și... Aia a fost. Aia a fost. <laughs> nu, atunci mi-a fost foarte clar că noi suntem uh, pe aceeași vibrație. Pe aceeași lungime de undă. Pe aceeași lungime de undă și că noi simțim că vrem să facem lucrul ăsta și nici n-am mai fost nevoie să-l verbalizez. Am zis doar că, hai, ce-ar fi să ne întâlnim mai vorbim despre muzică. Și se observă limpede că și oamenii simt că noi simțim asta, că da. ne dorim să facem asta, că de ce? Adică oamenii ăștia pe care îi invităm la Căminul Cultural sunt niște oameni care prin natura meseriei lor au fost mereu în eșalonul din spate, pe scenă. De ce să nu vii odată în viață să spui cei cu tine? Care a fost Taina ta pe lumea asta, ce s-a întâmplat cu tine? Cei cu viața ta, cei cu instrumentul tău, cei cu familia ta? Frumos. Și ce reprezinți tu în economia culturală a României? Ca așa noi tot putem să vorbim de muzică populară, de muzică lăutărească, de muzică țigănească, de muzică de petrecere, de muzică de manele, dar nu prea multă lume s-a gândit să întrebe totuși lăutarii. Mă, dar voi ce credeți despre asta? Deci adică chiar așa frumos, ne frumos. dăm noi dăștepți între noi. Frumos, <laughs> frumos. Iar eu leau iau pe un dar de la Dumnezeu că am ocazia să fac în fața acestor oameni o reverență publică. Efectiv, e o iau ca pe un dar. Mulțumim frumos încă o dată. mulțumesc foarte Toată dragostea mea, ca de obicei, abia aștept să ne reîntâlnim la un nou episod și din Căminul Cultural. Și eu. Nu te întreb cine va veni data viitoare ca să mai lăsăm și surpriză. Exact, exact. Cred că e mai bine așa. <laughs> Mulțumim frumos! Să ne revedem sănătoși și vesel neapărat! Doamne uh! Și bineînțeles, pentru voi mă fac mic și mă strecor exact mai jos printre comentarii. Abia aștept să le citesc. Sunt Andy Moisescu. Mă înclin. Voie bună!